Bună ziua, bine v-am găsit, rău ați nimerit. Bă, stai să-mi dau sărăcia asta, să nu... așa. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit, rău ați nimerit, la canapeaua dimineții, Morning Zoo. L-am alături pe... acum am văzut. Pe mine, pe cine? Și asta. Asta? Mă joc Fortnite, frate, și când trag... Wow, știi cum e? Bă, salută! Hai să-i acum. Zi. Eu? Bă, să... uite, intru la intro și după aia fac eu. Zi. Zi cu ăla. Își fie atent. Era la facultate și a trecut ăsta, știi? True story? Da. Ah, ok. Aia, așa. Și a trecut ăsta, rectorul pe acolo printre noi și eram câte 200 într-o clasă. Bine, erau locuri de 200, dar na, nu ne sunt doar 100. Uh-huh. Și a trecut ăsta pe lângă noi, rectorul, și are... cu bine. Și are microfon de la cum avem noi aici, știi? Cred că face și el așa în YouTube. Dar a trecut printre noi. Băi, și dintre toți, nu știu cum dracu, s-a oprit la Smărândescu. Și, cum îi zice, se uita și la tatuajele mele pe acolo. Auzi, Smărândescule, bă, dar auzea toată lumea, gen, da. Și eram acolo. Ce înseamnă tatuajul ăsta? Și zic, păi mă joc Fortnite și când trag am țintă. Nu mă glumesc, stai așa. Nu, cu ăsta dau eu tare cu pumnul, cu partea asta. Gen, e ținta mea. Așa, gen? Nu așa, mă, tata, așa vine cu pumnul. A, păi și de gen că e how. Da, gen, și asta e forța mea. Da. Bine, vă salută fratele Conacu și bine v-am găsit la... A, dar stai că-s pe stânga, dai bine și cu stânga? Cu stânga dă mai tare, e mai explozivă. Dar stai, mă, frate, că de aici suntem prieteni. Vă salută, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast pe acest canal. Astăzi, nimeni altul decât Smără! Te pup! Campeonul! Băi, te mai bați? Nu mă mai bat. Nu te mai bați. E bătut pe toți, ce să mai bați? Nu, frate, știi care e chestia? Că asta vorbeam și înainte cu tine. Băi, cât m-am bătut, n-am reușit să-mi iau o mașină, înțelegi? Și cum am început să fac gen antrenamente personale YouTube. Ai reușit să iei mașină? Am reușit să iei mașină. Bă, cum dracu se face, nu înțeleg. Da, dar la scor, cum Lamborghini ăsta nu e așa de costisitor. Da, gen, mă gândeam că o să fie... Nu ți-am dat așa. Mă gândeam că o să fie acolo pe gaz, Lamborghini pe gaz, mai rău, dar acum nu merge. E Lamborghini pe gazul? Pe gaz, da. Bă, dar ce, o fi o rușine să spui Lamborghini pe gaz? Păi nu știu, mă, că vorbeam de Popescu și zicea că nu există. Făcea mișto, nu mai știu, ceva de genul, nu mai știu dacă e, care e mișto. Mă, nu știu dacă ar fi neapărat. Și de ce? Că e mentalitatea asta de ai bani dacă ți-e un Lamborghini, dacă ai bani să-ți iei un Lamborghini, da, îl pui pe gaz. Știi? Păi, dar poate omul vrea o mașină și vrea ce să consume și mai puțin sau să meargă pe low. Dar adică... nu cred că poți să pui Lamborghini pe gaz. Nu poți? Nu cred, ce de dracu ce? Să pui Lamborghini pe gaz. Da, ce are, mă? De iară, că ne-a dăurit la imagine. Știi cum e să base celei la benzinărie? Pe aia zic, dar doar de imagine. Pe aia n-ai cum să ții Lamborghini, ce mă film aici? Da, că îi dă-i bine. Bun, băi, după cum știți, link-urile noastre din descriere acolo. Nu mai fac gluma cu OnlyFans, că am făcut odată ori. Dați ochi, eu nu știu. Nu uitați să ne urmăriți pe TikTok, Instagram, OnlyFans, Pornhub. Toate link-urile, ai OnlyFans, mă? Ai OnlyFans? Nu, am Pornhub. Că e, crezi în treaba asta că există bărbat care are gagică nevastă și nu dă laba? Crezi în chestia asta? Bă, nu cred. Eu mă dau pe mine ca exemplu, coaie. Bă, mi s-a întâmplat vreodată să fuți și după aia în decurs de maxim 6 ore să dai și o labă înainte sau după? Înainte sau după? Bă, înainte s-ar mai putea, știi, că am auzit mulți oameni care dau laba înainte să-i țină mai mult. Bă, să știi că am auzit și eu tehnica asta. Da. Dar știi care e chestia? Că după aia nu mai e aceeași plăcere. Bă, da. Înțelegi? Da. Adică testosteronul se duce, înțelegi? La femei estrogenul se produce mult mai repede. Ce s-a astea două? Hormoni. Ah, gata. Știam, te-am văzut să te testez. 7-8? Cine șase? Stai, mă, nu, că o știam că mi-a venit să odată, că nu am ținut minte ce okay. Nu, mă, dar fii atent. Eu chiar știu o manevră foarte ciudată. Ciudată rău. Deci, înainte de sex, chiar înainte, 10-15 minute, o ciocolată rom. Ciocolată rom? Ciocolată rom. De ce? Bă, ciocolată rom să fie. Așa? Ciocolată rom sau o ciocolată oricare, da? O bucată de ciocolată, un pahar de vin roșu, rece, nu cal, nu nimica, da? Și un prosop ud pe umeri. De ce? Așa m-am auzit și eu de la oamenii care fut mult. Am mers. Bă, pe mine, de la mine, da, adică gen, e un număr sex, un act sexual la mine ține între 15 și 30 de minute. A ce, mă, la tine cât ține? La mine? 25. Nu, și chiar m-a ținut, cred că m-am dus în 33 de minute, îți dai seama. Bă, dar nu, deci eu mă plictisesc cu aia făcând sex.
Bă, și eu să știi că de multe ori, dacă stai prea mult, vom mă jur că da, se duce. Da, uite, mă, am că eu credeam, fii atent că schimbă părerea omul ăsta despre mine, eram, what the fuck, ok. Nu, frate, nu, chiar așa e, să știi că de multe ori când stai, orice lucru în exces, mi-e bun. Da, bă, dar nu că orice lucru în exces, că... Bine, frate, bine, zic, până se recuperează testosteronul a doua zi, gata, dar gen să dai din prima zi, așa... Câte zile ai făcut sex consecutiv, frate, cel mai mult? Cred că 6. 6 zile, da. Non-stop. După aia te-ai săturat, dă-le direct. Bă, frate, bă, ți se ia, bă, frate. Nu, nu mai nicio stare, înțelegi? Și atunci... Te-ai pus sigara invers. A, am făcut magie. Zi, bă, eu da, cred mă, că... Ce? Dar tot așa, mai mult. Că eram și eu la pașa, 17-18, am futeam. Deci se poate om face și la ban, înainte și după. Ți-am zis asta, o știu de la un bătrân cu... cu ciocolata, cu vinul, cu asta. Și am mers, mă, odată. De la bere, iar nu mai puteam să-mi dau drumul, futeam am prost așa. La bere? Da, begam, da, aveam și seri în care eu am fost bețiv pe live-uri, mă. Nu începeam fără un băxuleț de la de 6. Ne-a băgat promoția 7 plus 1, mă jur, m-a sunat doamna aia de la magazin acolo. Alexa, vezi că e 7 plus 1 acum. Și eu am nebunit, beam mult, mă, geam. Cu doamna de la magazin? Nu, că nu cu doamna. Beam singur, ce-i drept. Bun, Smără, hai să te cunoască lumea puțin, cum te cheamă pe tine numele tău real? Smărândesc cu Adrian Mihai. Smărândesc cu Adrian Mihai. Da. Îți place Adrian? Mihai mai mult. Când eram, gen, am făcut școala în Anglia, știi? Mm-hmm. Și gen, ăștia nu spuneau Mihai, spuneau Adrian, știi? Da, cum Adrian, să-mi spui, știi? Ei, și fie, eram la o oră de asta de business și auzi, bă, al dracu indian, ce s-a gândit el, trecea pe lângă mine, se uita cu ochii ăsta. Cum a ajuns un indian în discuția noastră? Zice, Mihai, bă, dar indian, știi? Se uită la mine așa și zice, Mihai. Tare era de tatu, mai da pe spate. Bă, făcea, era un panare mereu de aia. Dar cum a ajuns un indian în conversația noastră, mă? Păi nu, că gen era cu Mihai, cu Adrian și... O, se distram pe podcast, ce să mai... Smărândescu Adrian Mihai. Da. Toată lumea știe pe tatăl tău, dar tu cine ești? Eu. Și atât. Persoana mea spune mai multe decât toți îl știu pe tatăl meu, înțelegi? Asta zic, că toată lumea știe pe tatăl tău, imaginea lui, dar da. Cine, cum te știe lumea pe tine? Păi, adică cine ești tu? Ce faci tu? Păi sunt luptător. Cum te caracterizezi tu? Un băiat respectuos, luptător, săritor. Luptător la modul că practic... Săritor la bătaie, nu? Nu, săritor la dacă îmi cere ajutorul, băi, mi smoară, vină puțin, că am și nevoie de ceva. Nu, frate, nu cu bătaie, că nu putem să promovăm așa ceva. Da? Corect. Deci dacă e de bătaie pe stradă adevărat, o să o lasă la poliție. Sau rupe scurisul pe foi. Eu am rupt pic. Nu, fii atent. Gen, eu nu pot să mă caracterizez pe mine. Pe mine trebuie să mă caracterizeze cei care mă cunosc, înțelegi? Corect, nu, dar cum... Aia eu am vrut să-ți fac din prima, pentru că oamenii care intră acum și zic, a, ăsta e băiatul Smărândescu, da. Știi? Da. Și ca să le scoți oamenilor, din să le faci așa și să nu-ți mai bage degetele, nu să faci așa, ăsta e tata, ăsta și eu, știi? Adică să devii așa, hai să vorbim despre mine și nu despre tata. Cum te vede pe tine omul, cum e, și cum te simți tu, adică care sunt calitățile pe care tu vrei, tu crezi că le ai prima oară, știi? Ești respectuos? Ești implicat, săritor? În primul rând, eu respect lumea de lângă mine. Ok. Diferența astea foarte mare între cele două entități. Bun. Eu, cum să spun, știi care e chestia cea mai bună de spus când mă întreabă cineva de tata? Caută pe Google ZM și vezi cine apare primul la recomandate. Smart boy. Am avut cu una care, dacă vede podcastul ăsta, nu mă interesează, a fost de la Antena 1. A venit, că a văzut vlogul cu sora mea, știi? Și asta era prietenă, da, și asta era prietenă cu, cum îi spune, cu sora mea, cu sora mea, cu tata. Și, domne, băi, fiecare are părerea lui, înțelegi, mm-hmm. despre om, fiecare, tu mi-ai cunoscut o parte, altul mi-a cunoscut mm-hmm. o parte, înțelegi, cu tine mă comport frumos că te-ai comportat frumos cu mine. Corect. Poate unii băieți care se uită acum o să zică, bă, dar smără, se comportă urât cu lumea. Bă, frate, depinde cu cine m-am comportat urât, că nu pot să mă comport frumos cu unul care mă jenează, înțelegi? Aceeași pentru loc, dinte pentru dinte. Exact, asta mm-hmm. e legea talibană, da? Da. Băi, da. Scoate și un dinte, îți dau eu un ochi. Sau nu, e ochi pentru ochi, trebuie să faci schimb. Da, trebuie. Okay, și ce culoare ai? Nu știu. Eu am verzi oricum. Tu ai verzi oricum?
Vezi oricum, nu vezi așa. Așa, și te-a sunat tipa asta. Și că doamne, vrem să facem un interviu și ea vorbea acolo de Cătălin și chestii de genul. Și a zis, bă frate, scrie acolo ZM, vezi cine apare primul. Am văzut că Smărănescu Mihai, așa că apare Smărănescu Mihai și Smărămâma, după care apare Wikipedia, Cătălin Smărănescu, știi? Da. N-am mai avut ce să zică. Înțelegi? Și Romau. Bă, asta fa, bă, frate, cine este primul pe Google, care Google e cel mai puternic, cel mai puternic site de căutare? Da, mă, tu fii atent, știi cum, oricum, nu, eu nu vreau sincer să vorbim despre subiectul ăsta, nu te-am chemat să zic, bă, dar da, cine da, te da. Tine, taică-tu, cine a fost taică-tu, sau te-am chemat pentru că tu ești băiatul lui Smărănescu. Nu, hai să zic, că dacă puse, poate lumea... vorba aia, puse și se duce, faima vine și pleacă, știi? Exact, păi, uite cum... Nu știu. Tu nu scriezi o faimă, eu asta am impresia despre tine. Nu tu scriezi un nume. Eu vreau să-mi creez un nume, vreau să cred că am scăpat de chestia asta cu da. Fiul Cătălin Smărănescu. Am scăpat lejer pentru că am ajuns să... Gândește-te că eu anul trecut, până să mă apuc de YouTube și chestii de genul, eu pe toți cu care am filmat, îi urmăream. Și gen, uh-huh. Mamă, uite ce tare sunt ăștia, nu știu ce. Și am ajuns să antrenez cu pe Dorian, pe Alex Velea, pe copilul Alex Velea, înțelegi? Uh-huh. Actori, Hangalonez, Chepa, care știi pe Chepa, stai seama, ești șmecherul de tot. Adică oameni... Da, mă, te diferențiezi. Înțelegi? Și nu vreau la modul... Dacă mi-am cumpărat mașina, mi-am cumpărat strict din banii mei. Dacă n-am avut ce să mănânc, a fost problema mea, n-a fost problema nimănui. Dacă n-am avut bani în buzunar, a fost problema mea, n-a fost uh-huh. problema nimănui. Și atâta timp cât pe mine nu m-a ajutat, de exemplu, tata, da? Uh-huh. Pentru că în momentul în care faci o familie, cine-i stâlpul? Bărbatul, da? Atâta timp cât el n-a fost acolo să mă ajute pe... chestiile astea. Noi împărtășim aceeași poveste, să știi. Eu da. De la vârsta de 4 ani am tată, da. Ma. Da. Și când a fost noi să fim, nu mi-ai zis chestia asta. Păi da, dar a fost un vlog gen mai Caterin că bătaie și da, nu puteam să zic, bă, și tu știi că eu n-am tată? Știi? Da. Da, dar nu m-a afectat asta, din contră, cred că mi-a adus niște calități, știi, uite, unul la mână. Nu, am învățat că nu pot și nu vreau să jignesc o femeie sau să dau într-o femeie. Și mi-am dat seama pe parcurs de treaba asta. Bun, hai că nu vreau să-i supărăm pe oameni din prima, așa, poate nu să ne aruncăm. Nu supără să știi, cred că sunt foarte interesat. Da, eu vreau cumva să te fac să te simți bine și vreau să te cunoască oamenii. Mă simt bine, frate, adică toată lumea se gândește, bă, unde tai că tu zici, dacă eu pun un vlog cu tata, acum fac 200 într-o zi. Da. De mii. Deci îți spun soto, înțelegi? Și da, de ce să faci treaba asta? Nu, un exemplu, adică lumea e atât de curioasă. Lumea e atât de curioasă, înțelegi, încât să are intrar bubui. Păi da, mă, că lumea caută scandalul, caută intriga. Scandal, înțelegi? Corect. Eu n-am de ce să dau cu scandal, chiar la un om care mi-a făcut rău sau la orice om care mi-a făcut rău, pentru că eu cred în karma. Dar tu ai vorbit despre povestea ta, nu? Da, am vorbit. Așa, ca să le las oamenilor, ai clip cu povestea ta, nu? Am clipul cu povestea. Să-l punem în descriere, în descrierea acestui clip, o să pun clipul și cu sora, pentru că e ceva de sora, să vadă da, lumea da, da. Pe sora ta, și clipul cu povestea lui, ca să aveți o idee despre ce vorbește el, de ce nu vrea în mare parte să vorbească despre tatălui și de ce nu vreau nici eu, pentru că eu, oricum el e Smără, da? Și băiatul ăla e Cătălin Smărănescu. Hai să spun o chestie. Ce m-a enervat pe mine foarte tare, bă, peste tot unde mă duceam, fiul Cătălin Smărănescu, fiul. Bă, hai să spun o chestie. El, peste tot unde se duce, fostul bodyguard al lui Cătălin, George Becali. Gigi Becali, da. Gigi Becali, George Becali. Și, da, el a fost ajutat de Gigi Becali să ajungă Cătălin Smărănescu. Eu n-am fost ajutat de Cătălin Smărănescu să ajungă Mihai Smărănescu, că a fost născut. Dar crezi că poți să le scoți oamenilor chestia asta din cap? Da. Da? Pe legea nascusă, că în toată lumea am prezis de Mihai Smărănescu. Așa. Înțelegi? Adică, și nu văd motivul să mă prezint altfel. Uite, toți, majoritatea, spun eu, cred că eu am luat legături cu oamenii ăștia. Da, bineînțeles. Prin da. El. Da, mă, că e, bă, lumea, fii atent, lumea nu știe de subturile, știi? Tu ai spus povestea aia. În povestea aia ai spus ce mi-ai spus mie la sală. Oamenii care nu te cunosc acum și se vadă pentru prima oară, când o să vadă povestea aia, zic eu că o să vină iar la podcast și să o zică. Pentru că ei nu știu, eu am impresia, da, mă, ești băiatul lui Cătălin Smărănescu, da. Te-a ajutat ăla, te-a vorbit ăla pentru tine, că ăla e șmecher, că nu știu ce. Și atât. Dar tu, de fapt, e invers și deloc așa. Da, știi că chestia, nu-mi place să vorbesc de rău pe cineva, nu-mi place să dau curs de discuții, eu spun doar ce mi s-a întâmplat. Îți dai seama că eu, dacă deschid gura, se întâmplă nenorociri. Doar că nu-mi place să fac rău oamenilor, consider că Dumnezeu are grijă de fiecare în parte. Crezi și, Dumnezeu, nu? Mamă, să știi că au fost momente și când am crezut, să știi. Când n-ai crezut? Da. Toți avem de asta. Bă, a fost momente când n-am crezut efectiv și nu mi-e rușine să spun chestia asta. Dar nu ți trebuie să-ți fie rușine, dar... Adică pur și simplu mă simțeam, bă, că nu mi se întâmplă neajutorat. Neajutorat.
Și zic, de ce mi se întâmplă niște chestii? Păi, că n-am făcut, bă, poate fi făcut și eu rău cuiva. Și dacă am făcut, sigur mi-am luat-o înapoi, înțelegi? Bineînțeles. Adică se întoarce universul ăsta, băi, karma. Nu te aștepți. Bă, karma asta te lovește că nu te aștepți, te spun că am pățit-o. Înțelegi, n-am făcut lucruri extraordinar de rele sau ceva de genul. Dar ce am făcut rău și dacă am omorât o muscă, sigur m-a înțepat o albină, înțelegi? Da. Adică la rândul ei. La rândul ei, adică. Dar nu crezi că poate fi și voia întâmplării? S-a întâmplat pur și simplu, ce și o coincidență. O chestie asta. De cum coincidență peste coincidență peste coincidență, n-are cum, frate. Deci nu crezi în asta. Nu cred în coincidențe, pentru că odată ce, cum să spun, eu tot ce am făcut în viața asta, toate întâmplările pe care am avut, toate oamenii pe care am întâlnit, au fost cu un scop. Eu dacă nu era unul sau altul, nu mă ajungeam la celălalt sau celălalt. Corect. Dacă nu eram, hai să spun cum am ajuns la Dorian, că mulți, nu știu, mulți cred că am luat contacte de la, l-am plătit, l-am înțeles, mamă, Dorian e super băiat, băi, e super băiat. Multă lume crede deci, treaba asta. Băi, extraordinar, el cum e pe YouTube, așa e și realitate, înțelegi? Da. E, și cum am făcut cu Dorian? Ca să înțelegi universul ăsta cum lucrează. M-am apucat de kickbox, da? Eu mă antrenam cu tatăl meu în Anglia. El mi-a zis, tu te la sală, la Absoluto, unde era Ionuț Atodiresei, da? M-am antrenat cu Ionuț Atodiresei. M-am întâlnit acolo, după aia la MMA, m-am dus pe MMA, cu un băiat Sergiu. Băiatul ăsta, Sergiu, era prieten și cu un fost coleg de-al meu de la o altă sală. După aia, peste timp, așa am făcut antrenamente, nu știu ce, am rămas tovarăși. După care, băieții ăștia doi mai aveau un prieten. Prietenul ăsta al lor stă în Domnești. Dorian stă în Domnești. Prietenul ăsta al lor s-a dus la o sală din Domnești, la care nu știa că e și Dorian acolo. Și când se iasă prietenul ăsta al meu, intră Dorian. Când zice, Johnule, hai că te rog frumos, mă ajungi pe mine acolo cu niște repetări, cu nu știu ce, să-mi ții și mie bara, că erau ei doi singuri, știi? Da. Și ăsta, na, normal, foarte normal. Eu nu suport oamenii ăștia care îi văd pe alții, bineînțeles, când, de exemplu, tu să fii Justin Bieber. Da. Bă, automat, în subconștient, eu am oarecum o inferioritate față de tine. Place treaba asta. Înțelegi? Nu e că vreau, dar asta se întâmplă și ești gen wow, da. Înțelegi, pentru mine. E, dar încerci să treci ușor peste chestia asta și băiatul ăsta n-a fost, mamă, Dorian, zicea că l-aprecia foarte mult, dar n-a fost, mamă, cum, băi, ce faci, da. Cum ești, poți să pui tu un story cu mine sau chestii de genul, înțelegi? Mamă, ce sau, mamă, să dori te rău de tot, sau să te dai pe lângă el bine, sau să pupi în cur, înțelegi, să-i faci clisma, înțelegi? Și l-a ajutat, la care la final, bă frate, am și un prieten care s-a apucat și de YouTube, face chestia asta cu bătăi, cu nu știu ce, știi? Și a zis, bă, foarte tare, nu știu ce, cheamă-l aici să vorbesc, că eu când m-a anunțat băiatul ăsta doar, că asta zic, uite cum am ajuns la Dorian de la o întâlnire, să mă la o sală, mă, care, înțelegi? Adică, dar vezi, mă, ce caracter frumos are. Hai să termin ideea asta, am fost la sală, când m-a sunat băiatul ăla dimineață, bă, vezi că a vorbit ăsta cu Dorian, nu pot să cred așa, cu Dorian, mă. M-am întâlnit cu Dorian, am vorbit cu el pe acolo, nu știu ce, Dorian e genul foarte sceptic așa în privința oamenilor, se comportă frumos, dar nu dă încredere la oricine, înțelegi? Și la final, să plecăm. Mă strigă din vestiar. Mihai, ia vină puțin încoace. Hai să facem un story. Îmi scot telefonul, zic, vreau să fac o story. De cum? Mă gândeam, bă, ce story? Și scoate-l telefonul, de fapt. Hâs, Johnule, ați aici valorul lui Mihai Smărănescu, că e un băiat foarte simțit, nu știu ce, caracter, nu știu ce, zic. Vezi, mă, ce s-a obrat? Și nu știam ce se... El a făcut story cu el. Eu am fost la sală, dar nu știa nimeni. Știa doar mama, sora mea și atât. Că mă duc eu la sală la Dorian. N-am spus la nimeni că mă duc, înțelegi? Și eu n-am vrut să postez că sunt cu Dorian, dar tocmai aș vrea să postez că îmi place de el. Dar am zis tocmai ca să nu se înțeleagă. Corect, să ții linia aia, știi? Înțelegi? Okay. Și după aia ce crezi? La trec o dată de două ori, prima dată, mai zice, bă, cât e bani de la Dorian să te postezi pe story? Zic, bă, niciun ban, dar am fost cu el acolo. Și zice, cum îi zice, la un moment dat a fost o dată de două, de trei ori cu el la sală. Bă, Dumnezeu, nu poți să niciun story cu mine, zice Dorian mie. El poate credea că eu sunt, cum să zic, nu vreau să mă afișez cu el sau ceva de genul, știi? Dar mi-era rușine. Te-a ajutat cu exact, treaba asta. Și mi-era rușine să postez cu el, să nu zic că... Da. Așa, vă, asta zice. Zice, da, să tată că te-am văzut eu din prima, zice. Bă, da, fii atent. Vezi, hai să vorbim un pic despre treaba asta. Vezi, asta denotăm un caracterul omului și cum e el. Gen... Hai să ne punem în locul lui. Tu să fi fost Dorian, da? Da. Vine unul să te ajute la sală și ăla să zică, bă, uite, am și un băiat care face și el YouTube, face de-astea cu bătăi, dacă e vrea să filmezi ceva cu el. Da. Și ăla, la nivelul Dorian, că e biggest, da, nu e cel mai mare, din, da, ba, big, mai... am vrut să zic mare, da. El să zică, da, frate, uite, vezi? Asta înseamnă că el
chiar are capul pe umeri și face chestia asta cu drag și nu s-a ajuns, bam, are niște faimă. Plus că el nu cred că are faimă doar din YouTube, frate. El când s-a apucat de YouTube, dar deja îl știa lumea la ceva, toată lumea zice, mamă, Dorian, cât de sus e, că nu știu ce, că vreau și eu. Că, bă, frate, Dorian până se apuce de YouTube, cred că avea vreo 10 ani în spate de televiziune. Da. Ai văzut pe Liviu Vârciu? Da. S-a apucat de YouTube. Bă, frate, a făcut în 3 săptămâni 100.000 de abonați. Aia, că știe lumea din spate. Știe lumea din spate, înțelegi? Bă. Dar uite, chiar treaba asta nu mă așteptam și să știi că îmi place. Ce? Asta cu Dorian. Deci am rămas așa, un pic surprins. Mă, Dorian, îți spun eu, Dorian, dacă te vede om, filmează cu tine, nu știu, dacă, ce vrei. Da, mă, și de ce? Și pentru place că, și... pentru că el vrea, bă, n-ai cum, nici nu poate să bage în toate. Că sunt mulți, extrem, mii, zeci de mii care vor să filmeze cu el, într-adevăr. Da. Dar omul, dacă îi place conceptul și dacă te vede om, dacă nu ești unul de la doar cu hai că vreau cu tine și atât, tu te-ai și distrat cu el fiind la sală, aveați chestii în comun, știi? Sală, căcat, bam, bătaia, da, da, da. Asta e. Și tocmai de-aia v-ați distrat. Bun, bravo, îmi place treaba asta. Câți ani ai? Fac 22. Faci 22? Sunt, cred că sunt printre cei mai mici dintre 20 de pe YouTube. Sunt aia și el, dar eu zic, eu știi ce mă gândeam? Mm. Mă gândeam la zona asta cu care am filmat eu. Ah, eu okay. Știi că rest mă gândeam, bă, Lino are 23, eu am 21, acum... Mm-hmm. Nu știu cu pe când, pe când Shelly la bătaie? Shelly? Bă, nu știu, trebuie să vorbesc cu Dorian pentru Shelly. Da? Păi eu aș vrea să-l așteptăm să vedem, să-l vedem. Bă, la... Shelly, oricum și episodul nostru o să iasă pe 2 aprilie. Din 2 aprilie, dacă, dacă e întâi, dacă e întâi, stai că nu adică. Știu, nu întâi, dacă este luni. Bă, nu-l pune pe întâi ca să păcălești oamenii. Nu, frate, îl pun pe 2 ca să... Și dacă îl pui pe întâi, să pui în titlu acolo Maru cu bătaia cu Nacu, ca să-i păcălești pe oameni. Mamă, bă, dar să fii atent, o să bag acolo. Bă, dar chiar când pică, ai telefonul la tine? Da. Ia vezi când pică acolo întâi. Întâi aprilie. Aprilie, nu? Dacă nu poți să-i păcălești și după, nu-i problemă. merge. Nu calculator, mă, stai, că am un problem cu calculator, calendar. Așa. Întâi joi, mă. E joi întâi? Da, uite, aprilie, da? Aprilie? Întâi aprilie, uite. Aprilie. Întâi vine joi. Doi și vine... într-o luni? Pe 5? Luni pe 5, pe da. Pe 5 aprilie postez. Ori 29 luni, da. Nu, că am pe 22, mi se pare. Da? Da, și pe 5 aprilie. Și pe 28 e ziua mea. Pe 28 e ziua ta? Da. La mulți ani. Mersi, 26 de ani a trecut până... Ai, mâncați. Mamă, 26. Nu știu când am trecut până anii ăștia, sincer. Nici eu nu știu când s-am făcut 22. Ai 22 de ani sau ai 21, faci 22? Am 21, fac 22. Pe ce dată? Pe 2 iunie. Leu? Gemeni. Am ascendent în leu. Gemeni? Da. Vezi că, da, vezi ai iubită? Că, da, am și iubită. Bă, trebuia să zici numai pe ăsta, mă. A? Trebuia să zici... De fapt, să uită și ea, cred că s-ar uită și ea. Stai seama, că o să zic nu. Că vreau să-ți fac acolo, că am câteva care sunt deschise, dar nu oricum și cu două e bine. Da, da, nu se poate. Pe nicio, că e sus a mea să da. Uită la film. Da, acum? Acum, da. Păi da, aia ți-am zis eu, bă, nu veni cu fete. Așa, băi. Spune-ne cum te-ai apucat de bătaie. Bă, deci fii atent. Bă, ție îți place să dai bătaie sau să te bați? Bă, mie îmi place să, gen, când mă bat și în meciuri. Nu. Îți place să dai bătaie sau să te bați? Să dau bătaie. Să dai bătaie, adică vrei să bați tu? Păi, vreau să bat, nu să mă bat să-mi iau bătaie. Nu îți place spectacolul să dai și tu să dea și el? Să dea și el în gol, că n-are cum să mă atingă. Băi, din toate meciurile mele, foarte greu am ieșit cu ochiul vână. Sau care am ieșit, înseamnă că a avut forță mare de tot în pumn, înțelegi? Uh-huh. Cum îi spune, mie îmi place foarte mult, de exemplu, dacă intru în cușcă, înțelegi? Mie nu-mi place să mă urc acolo bătaie și toată lumea vede doar o bătaie. Bă, frate, sportul ăsta este, cum să zic, ca șahul. Este foarte greu de practicat. Mix martial arts, MMA, înțelegi? Toată lumea vede, mamă, ăsta e bătaie, e golan, mă duc pe stradă în pantaloni, mă bat cu toți, înțelegi? Da. În Giulești, în toate astea, Rahova, ce mai este pe aici? Da, mă, frate, dar sportul ăsta necesită foarte multă pregătire, foarte multă disciplină și foarte, foarte multă tehnică. Da. Eu, dacă mă bat cu tine, eu trebuie să gândesc în așa fel încât să obosești, să aveam un antrenor în Anglia și îmi zice... You should chop the tree from the bottom, adică n-ar trebui să-l tai de sus copacul, gen să-i crencile, să-l iei jos, de la tulpină, înțelegi? Ei, asta ce înseamnă? Începi, îi dai low kick-uri, îi rup piciorul din față, îi rup coastele, după aia îi rup capul, de-abia la sfârșitul rundelor ajungi prin cap, înțelegi, cu pumnii. Adică nu se începe totul din cap, trebuie să-l iei ușor, ușor, încât să-l demoralizezi, înțelegi? Eu când mă bat, în primul rând, rup piciorul din față. De ce fac asta? Ca să nu mai poată să pășească înainte. Sau să cum să zic, să-i închei deplasarea.
Adică tu când te bați cu unul, nu mai vrei să se miște așa mult. Eu sunt genul care se mișcă mult în cușcă, înțelegi? Pentru cine ne a înțeles, el practică caia canoie și nu, e luptător de... Dar tot, vezi că tot n-am zis până acum. Da. Tu ești luptător profesionist de? MMA. MMA. Și ce Amii, ce faci pe sporăi? Dar are ce treabă, dar vezi că doar e un pisicu. Ce alte arte marțiale mai practici sau alte sporturi? Păi nu, ca gen, MMA este totalitatea sporturilor de contact. Totalitate. Adică nu, că am văzut că, uite, de exemplu, sunt ăștia care fac MMA, sunt și kickboxeri. Păi da, fii atent, hai să spun diferența între astea. Dacă tu faci kickbox, da, la ce antrenament trebuie să te duci? Dar de picioare. La kickbox, da? Da. Dacă faci box, unde te duci? La box. Dacă faci luptă liberă, unde te duci? La lupte libere. Dacă faci PJJ, unde te duci? Ce e la? Brazilian Jiu-Jitsu, alea cu kimono de se ștanculează pe jos. Cu kimono? Da. De e judo, leagă cârligul așa, da, și alea. Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu. Așa, la Brazilian Jiu-Jitsu. O, aici că e foastă, poți să-i fă la portughiș? Și fă la portughiș, în ultimea mă baghita magica pe fațelul cu mai echipa ca de adiații care un jucător. Ai înțeles-o pe asta. E bine rău de tot. Okay. Ei, și cum e? Dacă faci MMA, unde te duci? La MMA. Ai te duci cu satelită. Păi da, zi. Dacă faci MMA, te duci la kick, la box, la luptă liberă, la jocul, la toate mele. Astea? Păi normal. Păi și tu știi să faci în toate astea, te puțin? Da, dar cel mai bine știu brațe. Bă, dar n-am înțeles. Deci dacă, și dacă vrei, trebuie să ai bază? Sub gen... Da, gen bază la modul în care eu, dacă tu vii la mine, da? Și vrei să înveți MMA. Da. Eu ce te învăț prima dată dacă tu nu știi nici sol, nici sus? Stand-up. Nimic, nu știu, ceva. Încep cu box, oricum, dar o să dureze foarte, foarte mult. Uh-huh. Așa, eu de exemplu, dacă fac o grupă de MMA, bă, frate, este foarte greu pentru că tu trebuie să treci, sunt foarte mii și mii de tehnici. Și pentru fiecare tehnică există câte o anulare cu altă tehnică care se poate anula și aia la rândul ei. Înțelegi? Foarte complex. Și chestia este că toți vor MMA, bă, frate, n-ai cum să ai MMA dacă tu nu știi lupta la sol sau lupta în picioare. Lupta în picioare ce înseamnă? Muay Thai, kickbox, box. Înțelegi? Lupta la sol ce înseamnă? Lupte libere, judo, Brazilian Jiu-Jitsu, greco-romane. Ai, e mama mea. Greu rău de tot MMA-ul. Și toată lumea vede acolo că e bătaie doi oameni fără creier, se duc acolo și se bat. Cât a durat cea mai scurtă bătaie? A mea? Da. În cușcă. 18 secunde primul meci. L-ai bătut? În 18 secunde. Dar ce foame aveai de bătaie? Bă, nu știu, frate, era un... N-ai cum să nu zici, un negru, înțelegi, da, că n-am... Nu înțeleg chestia asta cu rasismul. Nu, ce, de, dar nu că... Bine, bă, nu depinde cum o folosești, mă. Da, nu, dar... că n-ai voie tu să... Păi stai așa, că uite, eu am scris cu albastru și cu negru pe... Uite, pe tablă. Păi da, stai puțin, gen la modul... Când te era el om. Negru, că era... Ăștia, cum să spun, majoritatea oamenilor de culoare, mai ales cei de culoare închisă, da? Cum să zic, sunt altfel construiți fizic, mai mari, da, mai masivi, înțelegi? Ei, da, de origine. Și ăsta avea 38 de ani și moare. Și avea 17 ani. Mamă. Și cum ai ajuns să te bați cu el tu? 38 cu 17 ani. Păi de așa se întâmplă. Odată ce ai 18 ani, bine, m-am bătut dinainte la 17, dar odată ce ai 18 ani, gata, poți să te bați cu orice vârstă. Da? Da. Și gen, cum să zic? Ok, 18 secunde. Ce ai făcut în 18 secunde? I-am dat pumnii în cap. Deci fii atent, am aici, am o sustă aici, deci fii atent, am făcut aici că facem anatomie, deci în antebraț sunt două oase, radiu și ulna, da? Și eu când i-am dat aici cu pumnii în cap, așa i-am dat ciocane, bă, la de frică i-am dat să nu se mai ridice, i-am dat pam, 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 stai că ți-arăt meciul, ai cumva, cum îi zice, să-ți arăt acum să-ți faci o impresie, intră la mine puțin pe Facebook, bă, și i-am dat așa, pam, 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 bă, și acum după câți ani sunt, din 2017 până acum, azi se fac 5 ani în curând. Așa. E, 4 ani. Da. Și mă doar era de tot. Smărân. Mamă, scuze-mă, bravo, bravo. Așa, fii atent aici. Stai. Intră aici la fotografie și dăm la încărcări și de aici de la toată. Stai. Unde dracu sunt paracușe, măi? Te stragi. Nu, albume, albume, albume. Albume? Da, și vezi pe video. Clipul video. Și fii atent. Ce clipul ai șeful? Da, băi, uite, 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 uite. Așa e? Da. Deci, au trecut 3 minute, au fost, da? Mamă! Ia, ia. Mamă! Mamă, cu aia ce bucuros erai. Mamă, nu știu ce să fac, frate. Mamă, mâncați, dar ce i-ai dat, mă, mâncați? Ce fate, deci toată luna... Da, l-ai dat jos? Da, de acolo m-am urcat. Dar el ce încerca să facă? Să iasă.
Mamă, și i-am dat. Bă, și acum mă doare mâna asta. De 4 ani, că nu știu, cine știe ce microfisură fi avut, dar atunci nu s-a tratat. Cum se numește meciuc, gen... Dar nu-l găsești nicăieri. Nu-l găsești, decât la tine pe Facebook. Da, la mine pe Facebook. Dar chestia este că sunt foarte multe meciuri de ale mele pe care nu le găsesc. Gândește că am 17 victorii, mie în toate competițiile. Câte meciuri totale ai tu? Cred că vreo 20. Profesioniste? Da. Nu profesioniste, ba da, profesioniste. Da. Și victorii? Cum zice? 17-3 înfrângeri. Și îi spun și cum au fost la 3 înfrângeri. Adică, dar chestia este că înfrângerea e înfrângere. Știi că nu te explici la fiecare om pe stradă cum a fost. Una, prima înfrângere pe care am avut a fost pe kickbox, al doilea meu meci, m-am bătut cu unul de mi-a fost mie antrenor. Am ajuns să mă bat cu el și ce crezi? Am câștigat, după calculele lor, eu am câștigat prima repriză și el următoarele două. Deci eu l-am văzut pe primele două ale mele, ultima a lui. Da, în fine, nu mai știi să comentezi. Da. Bineînțeles. Al doilea meci l-am pierdut pe MMA. Mi-a luat, bă, l-am bătut de tot un polonez, mă l-am aruncat în cap. Ia fii atent, mai intru o dată ca să-ți arăt acolo, să-ți faci o idee că despre ce vorbesc. Că am poză cu el când l-am aruncat în cap. Și poate poți să arăți și pe cameră. Fiară de ce am făcut de gura ta este o poză în care pur și simplu zice că mi-a rupt gâtul, că uite, nu mi-a mers să mă gâtul. Și ăla, ai și, da, a pus mâna, a apucat să pună mâna, dar păi oricum mâna... Păi a pus mâna, ce nu vezi că e capul lipit de saltea? Am arătat și la băieții aici. Și a pierdut meciul ăsta. Cum l-ai pierdut, gen? Mă, frate, l-am dus jos, de acolo l-am decizie? Dus jos. Decizie? Nu decizie, ștrangulare, mi-a luat ghilotină. El? El mi-a dat mie. Făcut, da. Și efectiv nu știu ce s-a întâmplat, mi s-a blocat corpul, așa nu știu ce să mai fac, dar nu înțeleg de ce, știi? Și al treilea meci pierdut, am ajuns la un moment dat să mă bat cu cei mai șmecheri din Anglia, la mine pe categorie. Și la nivelul la care eram, înțelegi, că dar nu sunt acum de McGregor, înțelegi? Da. Și m-am bătut cu unul, numai eu sunt, cum să zice, îmi place foarte mult să mă bat în picioare și sunt cam printre cei mai buni din Europa pe stand-up. Okay. Adică stand-up ce înseamnă lupta în picioare. Da. Și... la un moment dat nu mai aveam adversari, toți se anulau, se anulau, se anulau. Mamă, așa, nu mai aveam bani, nu mai aveam ce să fac, trebuie să fac bani. Și a venit unul de la Khabib, de la sală, de la Nurmagomedov. Bă, frate, semăna cu Khabib, era, bă, jumătate cam mai înalt ca mine. Și hai, mă, mă bag cu el, cu o săptămână înainte. Și tu ești înalt, adică? Și eu sunt înalt. Bă, frate, și cum îi zice, eram în Tulcea, eram la o gală, am fost până în Constanța, mâncam pizza când m-a anunțat ăsta că ai meci într-o săptămână, știi? Zic, bă, frate, bani am ce să fac, am nevoie de bani, am nevoie de una alta, știi? Da. Și, bă, nici dacă aveam 5 ani de pregătire, nu-l băteam. De ce? De ce? Pentru că era extraordinar de bun pe sol. Eu de-abia atunci am învățat sol, ca lumea, după ce am pierdut cu el. Și practic... mi-a dat tot o ștrangulare, adică de-aia pe gât, înțelegi? Bă, da, vreau să spun că am avut, ca să vezi că nu orice luptător poate să fie antrenor și nu orice antrenor poate să fie luptător. Sunt două chestii total diferite, corect, înțelegi? Am avut în colț un luptător din UFC cu care mă antrenam. Și efectiv, meciul a început, bă, ne tatoram. Bă, nu voia să dea niciun. Ia, da, eu primul. I-a dat un picior, i s-a mutat stângul peste dreptul, înțelegi? Mamă. S-a mutat cu tot într-o parte, că am picioare și foarte grele, înțelegi? Și dau foarte explosiv pe ele. Eu am văzut la clip la sală cum ai dat în sacul la cel mai mare. Și cum îi zice? După aia zic, mamă, ce uști. Dar în mintea mea, știi? Bă, ce a intrat piciorul ăsta așa lejer, da. Păi mai intru odată. La luptător, tu trebuie să știi că în UFC deja, în meciurile astea mari, deci e vorba de tactică, nu mai este vorba de, băi, cum mă duc și dau doi pumni în cap și gata. Trebuie să urmărești ce mănânci, gândește că sunt la un moment dat niște nutriționiști care îți bagă de temperatură. Da, termometru. Termometru. În mâncare? În mâncare, să vadă că dacă puiul este suficient de încălzit sau suficient de rece ca producția chimică, da, care mă, se... Înțelegi? Și cum cred că e chestia asta? Se analizează părticică cu părticică, bă. Deci așa se ajunge acolo. Da. E deja laborator. E laborator ce se întâmplă în UFC, da. Înțelegi? Și la multe alte nivele înalte de competiții, de diferite sporturi. Okay. Și eu acum, despre ce vorbim? Despre chestia asta cu gen cu bătaia cu ăla. Nu, că am dat-o din... A, de luptătorul ăla din UFC. Da. Frate, când vezi un luptător... Dar la mea așteptă să-ți ia piciorul când îi dai low kick. Low kick înseamnă cu piciorul meu să-ți dau ție pe da, parte, înțelegi? Mă, și a doua oară când i-am dat, mi-a prins piciorul când să-l retrag. Și m-a dus în gen drive, se numește, când te duci în față cu piciorul meu. Și m-a dus în chemat, am găsut pe spate. Bă, și orice mișcare făcea mea la sol, îi făcea dublă. Și acum în capul meu nu putea să spună cretinul ăla de să te mie în colț. Bă, nu mai da al doilea picior că ți-l ia. Când în timpul meciului îi vezi altfel lucrurile, da. Din afară vezi și mai bine lucrurile. Da, bineînțeles. Înțelegi? Deci din afară am stat și înăuntru. Deci din contează colțul mult. Deci la modul gândește-te că eu aud doar un om din 10.000, să zic. Da.
Gen, poate să ții pe toată sala, eu mi-au doar antrenorul, pentru că s-a obișnuit cu vocea lui. Da. Eu dacă mă rog cu tine acum la un meci, eu nu pot să te aud pe tine. Corect. Că nu am stat în fiecare zi să-ți aud vocea, înțelegi? Dar așa în timpul meciului, ce să fim concentrați? Ce zic eu? Ce zici tu? Să nu-mi iau și pumn de la ăla, să fac și ce mă taie pe mine capul în același timp. Eu n-ai cum să le corelezi pe toate. Și ăla te-a bătut, a treia în plângere. Dar da, și atât a fost. În rest, de atunci... Cea mai, și, de fapt, cea mai lungă bătaie, că am zis cea mai scurtă. Cea mai lungă te-ai dus tot meciul. Tot meciul, da, tot meciul. Cât ai avut multe bătăi de-astea, tot meciul? Impuizant? Am avut destul de multe. În MMA știu că am 7 meciuri, 5 câștigate, 2 pierdute, dintre care ți-am zis acum. Și la 5 câștigate am un knockout, un submission, 2 knockout-uri am, deci 9 knockout-uri, un submission și 2 la decizie. La decizie. 2 la decizie. M-am bătut pentru titlul Anglia, am câștigat centura la 18 ani, am ieșit cel mai tânăr campion. Ca să-ți faci o idee. La o divizie nu contează câți ani ai, contează categoria. Eu am bătut la 77. Da. Deci eu la 18 ani, la 77 de kg, am luat centura, unde Cătălin, la 38 de ani, tata, au luat centura la 100. Deci, 20 de ani diferență. Păi, mă. Și eu atunci, dar nu o să recunosc că ți-ai seama în viața lui, că l-am câștigat bine, erau și alte interese, l-am și luat bani. Înțelegi? Rămâna mamă. Da. Dar în vestiar, nu era, cred că mai era doar unul sau dacă nu mă înșel eu cu el, nu mai țin minte că era în 2017, pe 9 decembrie. Mi-a zis, bă, trebuie să recunosc că ești mai bun la vârsta ta decât am fost toată viața. Și ce? Dacă tu știi asta în sufletul tău, da, și da, mental, dar nu mai contează să demonstrezi oamenilor. Pe asta zic, mă frate, dacă eu mă știu într-un fel, nu mai trebuie. Mă crezi că am obosit să explic cu oamenii. Da. Am fost genul care... Am vrut să te întreb, să-mi bag pula, dar nu am vrut să te întreb. Că nu simți așa că te saturi de explicat, de asta? Da, frate, mă, deci efectiv, de foarte multe ori, eu eram, nu știu, mi se întâmpla ceva, azi venea la tine. Da. Bă, Alex, bă, o grămadă mi s-a întâmplat, fii atent ce mi-a... Da, poate tu ai chef, poate n-ai chef. Da. De ce spun eu, înțelegi? Da, nu, eu mă refeream pur și simplu la chestia asta, să le explic. A, sau să... A, gen, a, ok, nu, da, mai ales de chestia asta, la modul să explic. De exemplu, tu să-mi fi făcut mie rău, înțelegi? Și unul să te cunoască pe tine bun. Da? Ai tras ponoasele lui taicătu? Cum? Ai tras ponoase? Adică? Din cauza lui? Ai avut de pierdut din cauza lui mult? Mamă, frate, am avut bețe în roate peste tot. Eu, noroc cu YouTube-ul, la modul, cum să spun, eu sunt și nișat pe ce fac. Da. Da. Adică n-am un public larg. N-ai un public larg, dar nici nu ai competiție. Bine, nici n-am competiție. Ai faza. Că dacă ar fi fost și competiție, probabil mai repede se duceau. Înțelegi? Fiind competiție, trebuie să se uite așa acolo și acolo și acolo. Da. Înțelegi? Dar așa fiind doar o singură nișă, na. Ei, dar cum să spun? Pe YouTube, e parola mea, e canalul meu, n-are cine să-mi dea jos. Nimic. Corect. În emisiune am avut multe bețe roate. Crezi că nu m-a chemat lumea până acum în emisiune și fisul ăla, un exemplu. Nu, eu nu vreau să fiu fisul, deci doar departe de mine gândul ăsta. Deci eu vreau să fiu, el e tatăl meu și atât, dar nu vreau să fiu comparat. Eu mi-am făcut singur pe pielea mea. Băi, dacă am avut nevoie, să știi că cel mai mult mi-a lipsit sfatul unui părinte. Corect. Pe asta, adică, de exemplu, mă frate, e una când îi zici lui tăi că tu am fost la una acasă sau am probleme în relație cu fata asta, cum să vorbesc cu ea, un exemplu. Și alta când zici, mama zice ceva, tăi că tu te simte, frate. Te simte, a trecut și prin ele. Știi ce să zică? Și am avut nevoie, crede-mă, de foarte multe sfaturi. Foarte, foarte multe sfaturi și n-am avut ocazia să le primesc. Dar și să fie acolo, mă contează. Băi, să fie acolo din punct de vedere moral. Hai să rămânem pe ăsta, vrei? Pe bătăi pe astea. Nu, că nu vreau să te pierd, să te bag așa. Că nu, eu vorbesc, eu am și un vibe, nu, și mie îmi scade vibe-ul, dar acum nu-mi scade vibe-ul gen în rău, ci mă face melancolic sau cumva gen trist puțin așa. Da, care ți se pare ție cel mai complet în momentul de față luptător de MMA? Khabib Nurmagomedov. Da? Da. Și ce mai place foarte mult și am pus la pariuri, frate, nu băgați la pariuri dacă nu aveți 18 ani. Și o să bag și în seara asta că eu face. Bă, da, vrei să spun ceva? Hai să spun o chestie, să nu mă joc la păcăni. Am jucat și eu, băi, eu le-am încercat pe toate, nu droguri sau chestii, înțelegi? Dar pe toate, bă, să văd și eu cum e. Da. Am jucat și la aparate, am și bine, sume 10 lei. Da. Dar la consider că la pariurile sportive, că sunt pe nișa mea și le gândesc logic, plus că eu mă uit la toate meciurile, păi bă, te uiți altfel la meci când pui pariuri. Da, la MMA, mă, nu joci la fotbal. Da, joc la MMA, înțeleg? Corect. Și mă gândesc, bă, la câștigat meciul trecut, nu știu ce, hai să spun ce s-a întâmplat acum. Știi că s-a bătut Poirier cu McGregor. Nu știu, cine s-a bătut? Poirier cu McGregor. Așa. Pe McGregor. Da. E, Poirier ăsta era unul, e unul șmecher, care e favoritul meu acum. Gen, când dau un punct, bă frate, efectiv, ai văzut, te-ai uitat probabil la meciuri. Da. Bă, nu se aud plesnituri așa, că nu-i camera lângă tine. Da. Bă, la când dă cu punul, plesnește.
Bă, și așa tare, da. Atât tare. Da. Și am pus pariu. Și am zis, bă, fii atent. McGregor, cel mai tare din lume, toată lumea, McGregor. Expunerea mare. Expunerea. L-a bătut pe ăsta, l-a făcut un caut acum 5 ani pe Poirier, s-a bătut iar, în, okay. pe 22 ianuarie. Bă, și toată lumea m-a întrebat, bă, ce crezi? Bă, eu zic că Poirier îi dă knockout în runda a doua. Ai zis treaba asta. Da, da, am luat-o logic. De ce? Pentru că Poirier are acum, am luat statusurile pe care le avea, am luat modul în care se bate, am luat da. Că McGregor nu s-a mai bătut în un an, că McGregor nu stă bine pe picioare, care Poirier dă bine picioarele, care Poirier lovește foarte puternic cu pumnul. Deci analiză completă. Lovește puternic cu pumnul. Am zis că Poirier are un anumit ritm pe care McGregor nu mai poate să-l ducă acum pentru că n-a mai avut meciul să aibă ritmul ăla respectiv. Și m-am gândit, bă, cred că până în runda a doua se duce McGregor maxim. Și am pus, am un client de-al meu care a pus 200 de lei pentru că s-a gândit, eu văd meciurile piratate, piratate. Da. Adică în momentul ăla eu mă uit pe live stream-uri, deși da. Dacă te uiți pe pay-per-view este 250 de lei da. Și băiat, sau 200 de lei, înțelegi? Și băiatul ăsta n-am vrut să pun mai mult de 20 de lei, înțelegi? Că nu sunt genul să pierd banii pe care îi muncesc okay. și chestii și hai mă că pun 20 de lei acolo de fan. Da. Nu el 200 pus, de lei. Nu 200, el a pus 200. Ah, 200, ok. Și am zis, băi, punem doar două meciuri. Ultimele două, Poirier îi dă knockout lui McGregor și Michael Chandler îi dă knockout pe Hooker. Chandler ăsta a venit din altă divizie în OFC. Ah, ok. Și Hooker ăla șmecher. Okay. Și ce zic? Bă, pune așa, dar nu pune runda la McGregor cu Poirier, că am zis runda 2. Da. Bă, dar ai zis cu o lună înainte. Nu pune runda că na, să pui din 5 runde, să pui că ăla dă knockout lui McGregor în runda 2. Da. Și ce cotă avea oricum ăla? Era favorit direct bă, nu știu, McGregor, nu? Ca asta vreau să zic, cu 20 de lei am luat 100 de euro. Pe două meciuri. Mamă. El l-a luat 1000 cu 200 de lei. 1000 da? De euro arată. Ești ai avut inspirație. Bă, frate, dar acum, nici acum dacă mă întreb n-aș pune. Și l-a bătut pe McGregor, mă? L-a făcut un caut în runda 2. Să mor, da, frate, l-a bătut de tot. Gen, i-a rupt picioarele, știi că fie da. Aici, pe picior, aici se află cel mai apropiat nerv de piele. Okay. Și acum toate low kick-urile nu se mai dau aici pe coapsă, înțelegi? Se dau aici. Se dau aici, deși este mai riscant. E mai riscant pentru că ai tibia pe care poți să o întorci. A, și poți să dai, mamă, tibia. Pe mine tibia. Mă doare mai tare că tu ești pasiv, eu sunt activul care dă în tibie, înțelegi? Tu dacă stai și pe tine, te doare, tu doare la fel de tare decât pe mine care eu am dat, înțelegi? Ei, și se mai dă, uite aici, în spate, pe tendon. Da, da? Mamă, că uita! Și uite și aici, ia, dă puțin, ia uite aici. Oh. Înțelegi? Deci te nenorocește. La fel și dacă vrei să dai, bă, știi care chestia? Eu am făcut foarte mult anatomie și îmi place foarte mult chestia asta și recomand tuturor luptătorilor să înveți anatomie, ca să știi ce așa să lovești și cum. Și aici pe vadriceps, înțelegi, ai, bineînțeles, două capete, da? Ai unul aici, care e ăsta, înțelegi? Și ai unul, stai. Stai, mă, pula mea. Bă, deci ai două. Mă, păi, dar cum pula mea pui mâna fix pe ele cu aia, unde doare? Păi simt. Păi m-am obișnuit și eu de atâta timp. Mamă, ok. Deci ai două, dacă eu îți dau ție. Și l-a spart pe ăla aici, gen pe astea, nu? Aici l-a rupt pe picior. Bă, dar nu știu nici ăla nu s-a, la experiența lui să nu, se numește check. Înțelegi când blochezi. Da. Check the leg sau ceva okay. de genul, știi, blochează piciorul. Și nici ăla n-a blocat nimic și l-a rupt piciorul. Și bineînțeles, l-a prins McGregor cu vreo 2 puni ca lumea. Am avut emoții pe 20 de lei. Dar după... Am avut emoții pe 20 de lei. Bă, dar după... L-a luat ăsta Poirier, l-a făcut ca un frate, nu s-a... A munțit o lume întreagă. De ce, Norman, cum îl cheamă pe ăsta? Nurmagomedov. Norman Khabib. Habib. De ce Habib ăsta? De ce e cel mai bun? De ce e cel mai bun? Pentru că în ultimul timp MMA-ul se axează foarte mult pe lupta la sol, pentru că nimeni nu mai vrea să-și ia puncte, pumni în cap, înțelegi? Și lupta la sol, cum să spuneți, este cea mai epuizantă. Da. La modul în care tu dacă stai la sol și eu peste tine, eu câștig puncte și teren în fața ta. Puncte gen de care decid meciul? Da. De ce? De ce? Pentru că sunt în poziție dominantă. Aaaa. Deși și tu dacă ești jos, poți să-mi dai mie submission, adică să-mi prinzi, să mă strangulezi. Cu sau să peruviană, faci vreo priză. Așa. Înțelegi? Ei, de fapt, nu, că mi-ai dat dreptate. Peruviană o faci de sus? De sus. Așa. Ei, și chestia este că Khabib ăsta pune foarte multă presiune. Luptătorii ăștia, în general, cei care practică greco-romane, lupte libere, stau foarte, foarte bine pe rezistență. Gândește-te că la lupte libere, încălzirea este o oră. 40 de minute, o oră. Încălzirea. Bola. O oră tehnică și încă jumătate de oră sparring după. Deci vreo două ore jumate. De ce? Pentru că, și uite și în România, majoritatea practicanților de lupte libere sunt copii care n-au bani și este singura lor șansă. Gândește-te că la Steaua, la unde sunt, unde e spațiu, unde e sediul de lupte. Efectiv vorbeam cu un băiat, frate, știi că sunt salterele și e o prelată care acoperă. Da. Și că da, că te-ai regulat. Eu când plecam de acolo, de la lupte libere, mi-e și-au cușul pe tibie. De ce? De zic ce era. De seama că e sală veche. Da. Dar doar acolo se putea antrena, pentru că luptele libere nu sunt văzute wow în România, înțelegi?
Și că când a dat prelata aia jos de acolo, jos, să curete astea, saltelele, da. Băi, erau gândat striviți. Mamă, că ce jură. Îmi zic, mamă, unde mă antrenam. Înțelegeți, sunt niște chestii... Habib ăsta acum, sau Habib, cum îl cheamă, și all time, cine ți se pare cel mai bun? Mai e unul, George St. Pierre. St. Pierre, îmi zice ceva numele ăsta? Da. George St. Pierre și cel mai bun momentul de față care încă încercui, John Bones Jones. E șmecher, e la light heavyweight, adică are 95 de kilograme, ceva de genul. Câte divizii sunt astea în MMA sau câte? Păi sunt bantamweight, care e 60 de kilograme, așa. Featherweight 65, lightweight 70, mergi cam merg din 5-5-5, ceva de, și urcă ușor-ușor. Welterweight 77, middleweight 84, light heavyweight 95 și heavyweight peste 95. Adică cei mai mari. Dar îți spun o chestie. Cum era Brock Lesnar ăla? Ăla era heavyweight. Da? Da, pe, era, gândește că de multe ori, uite, de exemplu, eu am acum aproape 90 de kilograme. Da. N-am de 90, nu știu, de la kilograme. Am urcat pe cântar. Și cum îi spune, eu trebuie să mă bag la 77. Eu în timpul liber nu o să stau în 77 de kilograme, o să stau în 85. Și poți să scazi. Eu trebuie să slăbesc 8 kg într-o săptămână. Mamă, ca să te bați? Da. Și poți să faci treaba asta? Să spun ce se face chestia asta. De exemplu, eu trebuie să scad, trebuie să scad în 70. De ce vrei să rămâi mai jos în categorie? Pentru că ești înalt. Și de ce la 70? Pentru că la 70 sunt oameni mai slabi, mai mici ca tine, mai scunzi. Și tu ai avantajul de alonjă, înțelegi? E, și în 70, de exemplu, uite, am un coleg, bine, din afară, un englez, care se bate la 70. Uh-huh. Și el stă în 85 de chile. Mă, coleg, ce bine mă simt că învăț astea, să-mi bag pula, cu ai zi, că eu nu te-am întrebat la sală. Și stă în 85 de kg. Da. Ei, el slăbește undeva la, gen, se pregătește cu o lună jumătate înaintea meciului, începe pregătirea ușor, ușor, înțelegi, să nu se alarmeze corpul așa repede, da. Papa se intre direct în boom, cu ultima lună de tare pregătire. Bă, slăbește ce slăbește, papapam, și să zicem că ajunge la un 82 de kg. În ultima lună trebuie să dea până aproape de meci. Până într-o zi înainte de cântar trebuie să dea vreo, deci are 82, trebuie să mai dea 7 kg, uh-huh. Da? Sau nu 7 kg, mai dă 3 kg. Ai, cum să zic, 79, da? De la 82, 79. Hai să mai scădem, mai băgăm până la 77. Dar tu ai un plus minus, dacă de exemplu categoria la 75, tu trebuie să ai fix 75 sau 76 sau 74? Peste nu, sub da. Ah, peste nu, sub da, ok. E, și cum îi spune... Asta are, să zicem, cu o zi înainte de cântar, că e cântarul, într-o zi, după aia a doua zi e meciul. Ok. E, cu o zi înainte de cântar, ce faci? Că ai 77 de kg și tu trebuie să ai 70. Mamă. Și te deshidratezi. Și ce înseamnă asta? Nu mai bei apă cu două zile înainte de cântar. Deloc. Și faci saună, bine, e un proces, intri în saună, ieși, cât, faci cât, cu cât timp e cântarul înainte de luptă? O zi. 24 de ore. Mamă, și după aia te stă hidratezi iar. Ascultă. Azi. Faci cântarul 6-70 și cu, tu ai dat 7 kg în sau. Da. Cu, plus că n-ai mai băut apă, știi cum ești? Stors. Da. Să arăt eu poze. A doua zi, deci avea 70 la cântar cu 24 de ore înainte. La ora meciului avea 84. Într-o zi a pus 14 kg pe el. Cum pula mea? Ai luat vreodată vreun burete și uscat? Da. Când pui apă în ele, ce greu? Da. Asta e și cu corpul, mă. Și chiar merge treaba asta? Merge, dar e nesănătos. Gen, tu, la tine nu vă motivul să o faci. Da. Că de corect. Ce să o faci? Că da. Oricum ajungi la fel. Corect. Și te chinui. Și gândește că majoritatea plătătorilor de România fac asta pe 100-200 de euro. Tu îți nenorocești și rinichi. Mamă, să vezi diuretice și tot felul de laxative, să dai afară tot ce ai în tine, că practic vrei să slăbești tot. Ajungi să scuipi, înțelegi, să dai saliva afară din gură. Mamă, e nasol, rău de tot, gândește-te. Eu am slăbit cel mai mult 6 kg într-o zi, ceva de genul. Mamă, deci ai făcut și treaba asta? Da, dar e groaznic, am simțit că la un moment dat eram la o competiție și nu mai, cum să spun, nu, s-a luat la cântarul, ba, cu 10 minute, ba. Bă, și simțeam cum ușor mă ia leșinul. Mamă. Că nu mai aveam, mi-era deschidat atât. Care ți se pare cel mai overrated luptător de MMA ever? Nu știu, Brock Lesnar. De ce? Overrated? Gen că zicea lumea că e bun și el era pateu? Bă, frate, era mare și atât. Ăștia care sunt mari nu neapărat știu bătaie.
Adică tu dacă te ruși și împingi 200 de kilograme la piept, asta înseamnă că știi să dai cu pumnul. Într-adevăr, ai mai multă forță ca mine. Corect. Dar să știi că într-o lovitură cu pumn înseamnă să ai tehnică și explozie în ea. Corect. Nu înseamnă să ai forță, înțelegi? Și cel mai underrated? Underrated? Bă, sunt foarte mulți underrated. Ce? În opinia ta, cine îl vezi tu? Underrated, mamă, mi-ai dat un... Mă-i bag? E un luptător român, așa să dau un exemplu, îl cheamă Mineru, Aurel Purtea. Da? E, uite, lumea nu știe, e în top 3 divizii, top 4, de fapt, divizii în lume, pe locul 3, la categoria lui. Ok. Și lumea nu știe, da. Și cum crezi că ar putea să-l știe lumea mai mult? Păi, cum se face în România, promovare, înțeles, singur, pentru că altfel nu te ajută nimeni. Uite, de multe ori, eu sunt la Galul, la Moroșanu, înțelegi? Și, efectiv, ăștia încearcă să promoveze sportivi, înțelegi? Uh-huh. Ei sunt șmecheri ca și Gală. Dar sportivii, dacă nu știu să se promoveze, tu degeaba încerci. Eu m-am venit cu tine, conacul, le zărup cap. Da. Cine să știe că tu iau, uite, bă, ăla zice lui ăla că e lui pe cap. Dar de seama ce-i faci? Adică, băi, e iurea. Da. E iurea, știi? La care am văzut la altul că gen învață pentru bac. Un luptător ăsta la grea, de mai mic ca mine. Și gen, era așa, îl filmam ăștia la ProTV, știi? Și îl dădea fuile așa, era acolo, geografie, nu știu ce. Și la un moment dat dă ultima foaie și e numele lui ăla, la adversar. Mamă, și aici a dat de tine, aia mi s-a părut tare. Vezi? Dar nu de astea, mamă, îți rup cap. M-am auzit că vorbești prost de mine. Mamă. Nu știu, frate, mergi peste... Ți se par out of date, mă, gen, prea vechi, gata, prea nu vechi, mai trecut. Când făceam Moroșanu era bine, da, pe vremea lui. Bă, da, de astea, de exemplu, fac o reclamă la cola, da? Da. Bă, nu fac acum, zic, beau cola, da, înțelegi? Bezi cola, e cea mai bună băutură, care lucrează asta din nou. Că nu mi-o cumpăr nici drag. Păi da. Și ce fac? Stau aici cu tine și apare și avem o cola. Corect. Aici, bam. Și beau eu o gură. Așa, da, plasare de produs, mă. Plasare, bine că sunt oameni care fac treaba asta acum. Da, aici, plasare de produs. Moroșanu, ți-a place, ți-a plăcut stilul Moroșanu? Mă, sincer, stilul nu. Inima, cred că cea mai mare inima dintre luptătorii din România. Da? Păi da. Stilul nu, pentru că, gen, cum să spun, el dădea păritul de-asta moldovenești, înțelegi? Încă ți-și, dar când îi pălea mâna de aia. Da, dar gen, nu e cel mai tehnic luptător, da, dar ca inimă, cel mai tare. Cel mai bun boxer român all time cine? Bă, știi pe Anthony Joshua? Da. Știi că avem un român care l-a făcut knockout la Olimpiadă? Cine? E Mihai Nistor. Pe Anthony Joshua? Pe Anthony Joshua. Dă încoace, dă repede să vezi că l-a făcut un copil Anthony Josh. Fix cu un an înainte să fie Anthony Josh. Stai că ți arăt eu acum. Așa bute, cred eu, când a reprezentat. Da? Da. Dar băiatul ăsta l-a bătut pe... Uite, deja scriu Mihai Nistor și deja apare versus Anthony Josh. Uite-te și tu aici. Stai așa, dă-mă încet. Stai să dă-mă în față. Te găsit cu mâna. În spate? Una aici îl numără. Mamă! Uite, România, da? Mai. N-ai putut să-și revină după bunul. N-am mai putut să-și mai revină? Da. Mă, că... Bine, e un pic vechi, ce-i drept. E ceva, dar l-a bătut pe Anthony Joshua. Că tot m-ai întrebat de. Deci Bute ți se pare că ne-a reprezentat cel mai mult? Doroftei. Doroftei, nu? Doroftei, iar. Am uitat că mă gândesc la ăștia mai noi, știi? Mm-hmm. Da, așa cred că Doroftei. Mie îmi plăcea stilul Bute. Deci eu eram copil, nu m-am mai uitat după. Nu avea el stilul ăla de stătea cu asta în spate aici, în fața aici, da, și vedeam cu asta. În spate, exact. Ce îmi plăcea. Da, mamă, i-a dat lui tot la unul mai închis la culoare, de-i făcea capul așa, mâncați, bă. Sănătate, îi făcea de la țigări, de la... ce-mi făcea capul? Cum îi zice, dar știi cine a adus kickbox în România? Când a apărut kickbox în România era Cătălin Zburănescu, Ionuța Todiresei, Ifti Moaie, Daniel Ghiță. Bă, mi s-a părut că... Și mai unul. Așa spune la mine să zic? Nu mă gândesc. Ah. Ce am zis? Zburănescu, Ifti Moaie, Ghiță, Todiresei. Mai era și Mihai Leu, mă. Și Gică Hagi era. Nu mai știu, ăștia mai erau acolo. Dar Moroșanu ce? Că Moroșanu când au apărut ăștia, el era la început de drum, deschidea, da, gala. Și acum Moroșanu ajunge mai cunoscut între toți. Da, s-a și implicat, are și
de imagine, să duci și la emisiuni și probabil asta te ajută. Cred că e cel mai cunoscut dintre toți. Da. Adică mi se pare, nu știu, și să știi că... Cum te-ai uitat la luptat dintre Khabib cu Conor? Nu m-am uitat, dormeam. Dormeai? Păi eu mă pregăteam pentru meci când se băteau ei și trebuia să dorm. Ok. Da? Da. Și cum ți-a plăcut lupta lor? Bă, să știi că Khabib mi se pare, cum să spun, cel mai bun grappler și McGregor, deși a fost prima dată când și-a luat, nu știu dacă prima dată, dar sigur... Mă, dar de ce e așa bun Gregor? Ia stai un pic, zi-mi că explică și mie. Are timing foarte bun. Da? Tu dacă îmi dai o stângă acum, eu ți-o văd și stau contra de drept. Și el asta face bine? Bine, are stânga. Înțelegi? Adică e foarte bun pe contre. Gen, tu îmi dai de exemplu acum, tu îmi dai direcția de dreapta, el ce face? Da. Tăia aici, pam, pam, tu nu vezi. Înțelegi? Asta se numește timing. Gen, el vede adică cu o secundă înainte în minunata. Bam, bam. Asta, de asta a reușit el foarte mult. De asta? Și gura lui spărcată și PR-ul a făcut. Asta e puțin pe el, nu cred că a avut el PR. Crede mai, nu cred că a avut PR. Nu? Cred că el a făcut asta din capul lui. Mamă, dar ce să bălecărea și a fost și cu Mayweather. Cu... Dar atunci am observat că toată lumea a început să căpeze stilul lui McGregor, ceea ce mi se pare prost. Adică ar trebui să se reinventeze altcineva cu altceva. Adică să cu gura mare și cu asta așa, cu lăfăiala asta așa. Nu mai merge, n-ai văzut papițul ăla de Jake Paul? Da. Păi, papițul ăla. Da, cum ți se pare Mayweather? Mayweather. Am un fiind al meu care a făcut poză și cu Mayweather a stat în aceeași cameră cum suntem noi doi. Asta cu Mayweather și a dat Mayweather autograf pe un tablou. Și cu Khabib. Dar cum ți se pare, gen? Bă, ca luptător. Sincer, este Floyd Money Mayweather. Printre cei mai tari, dar să știi că avem un român care l-a făcut, nu știu dacă în coada l-a bătut pe Mayweather. Da, când el a început de rău de tot. La început, dar știi că s-au șters toate alea? Pentru că el are 50-0 Mayweather, da. Sau 51-0. S-au șters toate datele. Dar luptătorul ăsta al nostru, Marian Londraliu îl cheamă, are ziarul, are tot acasă. Da, la noi nu știu, se promovează tot felul de palte. Românul care l-a bătut pe Mayweather, să-mi apola. Un român în fiecare, bă, un român, cred că să-mi bă apola. Cred că noi trebuie, nu știm noi, dar cred că avem un român și pe lună noi, mă. Bă, cred că bă, noi românii credem că noi ca nație suntem foarte șmecheri. Noi românii avem, eu când am fost în Anglia, când am făcut școala în Anglia, gândește-te că m-a dat cu două clase mai sus, că nivelul meu de cultură generală e mai mare decât aia. Ok. Înțelegi? Adică noi suntem foarte șmecheri, numai că pe noi ne iau alții să ne folosească, pentru că la noi în țară nu știm să ne punem în valoare abilității. Corect. Cum? Hai să tai așa un pic. Te-am povestit la sală când am fost atunci, dar vreau să mai vorbim aici, că suntem pe podcast la mine acasă. Bă, mie îmi place mult de frații Diaz, mă, frate. Nu-ți plac? Mie, sunt tare de tot, dar să-mi rupți în gură de fumație. Păi, de unde a pornit stilul ăsta? Ei au pornit stilul ăsta de bătaie așa? Mi se pare ca un stil aparte. În Stockton, acolo de unde sunt ei, sunt foarte, foarte multe lupte pe stradă, foarte multe. Știi ce zic? Că eu i-am văzut pe ei că se fac mereu așa și de-astea fac de-astea. De ce își permit chestia asta? Mie, sincer, mi se pare că stau cam prost pe barbă ei. Adică dacă îl dăi în barbă? Da, da, da. Au foarte mare rezistență. Adică dacă ei cad, se ridică imediat. Au foarte mare rezistență. Dar ei ce fac? Ei fac triatlon. Ami, tată. Ia uite fetița. S-a ridicat? Nu. Ami. Adică nu ne bagă seama. Da. Triatlon, adică? Adică dacă trei sporturi. Greșesc. Da. Not, biciclism. Not, biciclism. Și alergism. Și alergare, cred. Alergare, da. Dar toate gen și trebuie să termin. Scrieți-ne acolo în comentarii dacă știți voi mai bine. Nu ne dăm seama. Deci asta înseamnă rezistență mare. Da. Deci să știi că rezistența în lupte, de exemplu, dacă tu... Cum să spuneți că tu alergi 10 km în 10 minute, ceea ce e imposibil. Da. Tu nu o să poți să reziști să-mi dai mie 100 de pumni în 10 secunde. Mamă. O să obosești, un exemplu. Bine, durata este mai mare. Uh-huh. I-a spus așa ca să nu stau să fac matematică. Și îți place de ei sau nu îți place? Îmi place foarte mult de Nate. Nu-mi place de Nick, de frate. Nu-mi place nu, de Nick. Place de așa, la, nu-mi place fața, nu știu. A, e spurcat așa. Are față de prost. S-a bătut și el cu Gregor. L-a bătut odată și la... Nate. Da. S-a bătut și odată, l-a bătut el odată ăla, nu? Da, deși și a doua oară, cred că l-a bătut Nate Diaz. Da? Da. Mă, aia s-a lăsat cu sânge mult din ce știu eu, că m-am uitat la meci online. S-a bătut unul, Masvidal. Acum e la top acum, ăsta Masvidal. Este din clanul ăsta cu Kimbo Slice, cu ăștia. A murit Kimbo Slice, știi? Unde se bătea într-una spatele caselor. Cum e în America, pași, okay, pași, da. Te bați acolo. Da. Că eu m-aș bătut și eu la alea. Da. Da. Ok. Pe bani, adică gen... Bine, să nu fie în România sau chestii, ca să nu fac acolo. Dar acolo sunt permise chestiile astea, înțelegi? Pe acolo e permisă și marihuana. Ei, înțelegi? Adică nu e...
Și ăsta, Mas Vidal, da, s-a bătut cu Nei Diaz. Și i-a căzut ploapa lui Nei Diaz. Mamă. Peste ochi pe aici. Mamă. Ați zis și a oprit ea meciul. Deci dar, dar Nate vrea să se bată în continuu. Da, mă, sunt foarte duri, am văzut. Foarte rei. Dar ăsta acum Nic are interdicție din cauza formatului de marijuana. Nu știu, nu m-am uitat. Are interdicție, vorbeau ăștia și tipa aia cea mai tare de la ei, cum la... Megan Olive? Nu, a, o blondă. Ce? Era să zic Lana Rhodes. Da, e blondă, mă? Așa te-am pe tine, aia e blondă? Nu, eu nu știu dacă Mia Khalifa, frate. Nu, atât știu, frate. Nu prea știu. Eu mă caut Dolomenia la Mateur Porn. Animeuri? Nu, porn. Porn. România la Mateur Porn. Da, amateur. Cu aici și-am găsit în materie de video, de porn. Eu folosesc foarte mult porn, no joke. Gen, eu mă apuc de un clip și termin un alt clip cu aia. Gen, gen mamă, mult. Fii atent. Știi clipul ăla, frate, cu... Papa Bun o ia la, nu, Edna Bio i-o dă la cur lui Papa Bun. Nu. Cu aia e unul care vine și face, eu sunt Papa Bun. Și e îmbrăcat, e moș. Doi, deci un bătrână cu un bătrân fac porno în România. Zis, da. L-am văzut, frate, mi-a arătat pe prima pagină. Da. Și vine fata ta și zice, eu sunt Edna Bio. Sănătate și prin față și prin spate. Și-a făcea pe clip. Și bagă un vibrator în cur la moș cu aia. Și după aia zice... Hai să mai vorbim de bine. Și după aia zice... După aia zice... Hai bă, nu mă fuți, prostule. Ia uite bă, nu se scoală pula niște în sare să mă fuți. Ia lui. Așa, mama. Deci bine, am luat de la Lana Rhodes. Da, mă, mă rog, are interdicție asta pentru că a fumat mare. Da, are interdicție și... Chiar mi-am țărit în cap să zic treaba asta. Acum te mai bați? Nu știu dacă m-ai întrebat asta la început. Nu, dacă te mai bați acum, gen profesionist, ce faci acum? Bă, nu știu, antrenez. Acum antrenezi, nu? Antrenez, fac YouTube și atât. Mm. A, și de ce nu te mai bați? De ce nu te mai bați? De ce? Pentru că eu în România, gândește-te, eu gândesc logic, că în România nu se iau foarte mulți bani pe lupte. Da. Se iau sub 2000 de euro. Ok, sau, pe o luptă. Mai ia, că mai ia unul 30.000 moroșanu, că se face mare dantam pe... 30.000? Da. Da. E foarte, băi, o sumă la asta e arată la 5 ani. Da. Înțelegi? Dar pentru oricine care vrea să vină, e luptător bun, avem luptător foarte bun, să știi. Corect. 2000, 2000 jumate, știi, înțelegi? Ok. Eu n-am cerut 6.000 de euro. De ce? Mă, frate, o chestie. Eu am fac undeva la 6-7.000 de like-uri pe poză. Da. De ce îmi dai aceea sumă pe care dai unul cu 100 de like-uri? A, dar diferența asta de promovare, că poți să promovezi da, 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 numele. Stai puțin. Tu vrei să aduci public la tine. Tu chemă-te-mă pe mine, aduci un public. Da. Da? Pe ăla poate nu. Înțelegi? Da, că zice, păi da, depinde și ce public aduci. Da, da, eu și acum că... o luăm matematic. Păi stai puțin, din 7.000 sigur, sigur vin 100. Din 100 câți vin? 10. 10 e mult pe față de procentare 7.100. Da, mă rog. Înțelegi? Da, mă, da. Nu crezi că ăștia fac și niște mânări să țină mai mulți bani pentru ei? Ba da. Păi asta e. Cred că nu se plătesc nu știu, valoarea. Eu sunt sigur, nu vreau să dau nume sau ceva, dar sunt sigur. Eu gândește-te că... Să trag bani pe dreapta, asta te vrei să te referi. Da, frate, normal. Gen, eu nu văd cheltuielile alea așa mult, adică când ai contracte cu niște firme șmechere, nu cred că ai tu. Cred că și ei pompează bani forță și asta. Și acum antrenezi. Da. Am văzut că postezi mult pe story pe copiii lui Velea. Da, băi, sunt foarte... foarte ăla mic, ăla e șmecherul de tot. Amândoi sunt șmecheri, dar faptul că el e mai mic, îl face mai șmecher că gen este... Mai fâșneț. Mai, cum să zice? Te așteptai de la mare și nu la da, mic. Da, 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 mai, cum să spun, nu te aștepți de la mic să zică da. Chestia, de-aia zi mai așa, știi? Vorbește mai... Cum și pe Velea nu l-antrenezi? Pe Velea? Da. Mă, nu știu, am vorbit cu el să l-antrenez. A, nu, nu e interesat, dar nu vrea să înveți. Face sală, face, băi, e super om, Velea, e unul dintre cei mai șmecheri cu care am păstrat și legătura și tot, înțelegi, cu care am ai văzut, ai văzut, bă, nu știu că ai văzut, dar cum ți s-a părut tot scandalul ăsta așa? Nu vreau să, nu stai, 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 că spun o chestie și mi-ai crezut, bă, ăsta mică vreau să spun de Achim. Deci am îndoit că o să ajungă pe cei mai haladiți băieți din România, dar Achim a luat cel mai haladit pentru că, cum să spun, eram în mijlocul antrenamentului cu el și pleacă doi clienți, înțelegi? Da. La mine. Și zice, Mihai, te pupăm. La care ăsta mic, lasă nebos că n-avem timp de astea acum. Și are 4 ani. Deci ei doi sunt feblețea mea. Deci eu mor de amândoi. Eu aș vrea să am copii cu ei. Dar cum ai ajuns să lucrezi cu ei? Cu ei? Păi gândește-te că
eu practic, eu ce văd acum și nu-mi place, câteodată să știi că dacă zici ceva bun despre tine nu înseamnă o laudă, înțelegi? Da. Eu mă consider antrenorul ăla de trei care e în trend pentru vedete. Ok. Că practic asta fac, înțelegi? Da. Am 24 de oameni la private. Ok. Which is a lot. 25 adică... de oameni. 25? Oh, bate cu... Așa. Hai că cuba e asta. Hai că cuba. Câte antrenamente îți fac pe săptămână? Bă, nu știu, momentan, cred că mai am timp de unul. Unul pe săptămână? Da. E bine. E ok. Mă primești la sală la tine? Te primești. Dar ce trebuie să fac? Tu? Da. Să-mi dai din brațe. Așa. 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 Cum îi spuneam? Și despre scandalul cu Velea și cu Abi? Da, nu cu Velea și cu Abi, da, mă rog, cu tot ce s-a întâmplat așa, cum ți se pare tot. O perdere de ansamblu așa, îți dai seama, tu antrenând copilul Velea, nu poți să fii... Nu, hai să spun o chestie ce s-a întâmplat, că n-am de ce să mă oferez de nimeni. Bine, nu să-mi dai spoiler sau ceva din interior, că nu vreau să-ți afecteze ție sau lor. Nu, pe n-am ce să mă afecteze. Era nimic, nici cu unul, nici cu altul. Da? Mie nu mi-a greșit nici unul, nici altul, gen să țin dușmane sau chestii. Nu mi se pare ok că Abi i-a înjurat copilul familia, Alex, da. Înțelegi? Eu dacă am ceva cu tine, te înjur, da, doar pe tine. Înțelegi? Corect. Și eu știu. Deși am auzit că ar fi zis Alex ceva de tatălui. Bă, uh-huh. Și dacă ți-ai zis de taică, tu tot poți să-i zici de taică. Da, dar știi cumva, cred că faza aia cu ce a zis Alex de tatălui nu e nicăieri, știi, și lumea nu are de unde să știe. Da, bă, dar cum s-a părut așa, gen, s-au luat, crezi că s-au luat pe bune sau... Da. Arată ce l-a înjurat de... Păi da, dar mi se pare că a scos disul el în dis, am zis. Ești un sclav de te mulți, mi se pare, pe dis a zis. Frate, Alex e o legendă a României, înțelegi? Adică eu nu știu cum sunt unii oameni de a avut-o pe să zică chestia asta, adică... Gen... Da, mă, dar știi cum, stai că e o problemă și aici, nu legată de Alex, dar vezi că sunt mulți în România care au fost și nu acceptă să plece, știi? La modul a fuse seduse. Bro, dacă te rogi pe stradă și întrebi pe orice de Alex Velea, știe. Știe. Păi da, asta nu înseamnă că, gen, dacă ți-ai făcut un nume, poate vine un val nou și nu poți să te adaptezi, știi? Uite, de exemplu, Alex, să vede că încearcă să se adapteze și de ceva timp. Dar vezi că iese. Faptul că se reinventează, nu trapanele al lui Velea. Da, nu tot, că n-ai cum să-ți iasă tot în orice faci, dar mare parte. Da, vezi, chestia asta se vede cumva că... Toți care vin acum și încearcă să facă chestia asta, nu cu trapanele, lasă trapanele, asta e un subiect, da? Dar chestia asta, gen cu trap, cu altceva, față de cum era înainte, e de vreți puștani. Ceva, eu cred că trebuie să te iei un tren și atât. Da, o să treacă. În 3 ani? Nu, e puțin 3 ani, dar o să treacă. O să treacă pentru că o să vină altceva, știi? Muzica simfonică cu înjurături? Nu, dar uite cum a apărut trepul, na, nu te așteptai. Poate o să apară orice altceva, dar noi nu ne așteptăm. Mă rog, și vorbind de scandalul ăsta, se pare că după aia s-a băgat, dar eu mă refeream la scandal prima oară, eu nu m-am referat la Alex cu Abi, să știi. Eu mă refeream la chestia cu plecatul, cu Lino, cu asta. Ai zis Abi cu Vele? Nu, n-am zis, ai zis-o tu. Eu mă refeream cum ți se pare scandalul. Și după aia, gen, am vrut să zic tot ce s-a întâmplat așa în mare parte. Ai zis scandalul Abi cu Vele. Dar mă, după ce ai zis tu, l-am luat în brațe pe ăsta, de eu mă refeream la faza cu Lino plecat. Că ei s-au certat, din ce știu eu, pe social media. Eu nu știu, nu am vorbit eu cu tine. Bă, tu l-am antrenat pe Alex Velea, da. Păi ia zici și mie pe acolo, cum, ce se întâmplă? Nu! E prima oară când zici de treaba asta. Gen, nu, ai văzut că zici de scandalul lui Alex cu Abi. Ok, cu Abi s-a întâmplat, dar gen, cum ți se pare chestia asta cu Lino, că a plecat și că s-au zis atât de multe lucruri? Nu știu, nu comentez. Nu știu, nu? Nu l-ai de... Cel mai bine. E treaba lor, eu știu doar ce, nu pot să acum, sunt două păreri, înțelegi? Da, mă. Poate și eu dacă mă cer cu tine, nu mi-ar conveni să mă catalogez de unul după corect, cum spui tu, corect, înțelegi? Corect, adică corect. Trebuie să asculti ambele păreri mereu, nu trebuie să fii, bă, ăla e sigur, știi? Adică, bine, îți dai și seama că după ce intri, de exemplu... Da, Shelly. Shelly? Ai văzut ce s-a întâmplat acum cu el? Da. Pentru cine nu știe, Shelly a dat o petrecere de 20 de ani, a făcut 20 de ani. Da. Și a chemat la o casă privată în Znagov, pe malul lacului sau unde era acolo, a chemat prieteni, 10-15 prieteni de-ai lui cei mai apropiați și a bătut Țancă și formația lui. Mă rog, nu știa că vine cu toată formația, a venit Țancă, Biju și cine a mai venit? Mă rog, lăutare acolo. Și după aia s-au postat pe TikTok toate astea și i-a luat în România TV. Bom, sau știrile, că uite ce face Shelly, reformatorul educației, nu știu ce. Și a ieșit ăla cu răspunsul. Mamă, cu răspunsul ăla mi se pare că i-a pișat, mă. Am impresia că copilul ăsta e copil, puștul ăsta, dar nici nu știu dacă poți să zici puștul, omul ăsta, că e om. Bă, e
prea smart, mă. E foarte deștept, da, dar cum îi spune, stai, că mi-a plăcut ideea. Unul la mână nu cred că ar fi trebuit să se pună pe story, pentru că el are o influență foarte mare și lumea vrea să facă vizualizări pe spatele lui, înțelegi? Și el cred că ar fi trebuit să se aștepte ca să se ajungă la chestia asta, înțelegi? Adică dacă vorbeam de unul de pe stradă care a făcut ce a făcut el, nu zicea nimeni nimic. Dar el fiind Shelly, înțelegi? Toată lumea, mamă, uite ce a făcut Shelly de formatorul educației. Ce ai văzut, s-a băgat și Mikey H în scandal. Eu am văzut acolo că scrie toată lumea, mamă, Mikey H, eu am frustrat, numai chestiile astea. Da, nu știu cum e treaba lor, ce e între ei acolo, bă, dar... băiatule, bă, dar nu... Eu vrei să spun ceva, dacă... Mi se pare că să vii... Dacă tu și cu Imogenul, de exemplu, te cerți, înțelegi? Și apare la Pro TV. Eu vă cunosc pe amândoi. Eu nu o să mă duc acolo și o să zic... Bă, că de fapt trebuia să fac Imogen într-un fel sau trebuia să fac Conac într-un fel. Da, mă, lumea a făcut oricum legături, știi? Adică eu nu sunt, cum îi zice, adeptul discuțiilor, băi, treaba ta ce ai făcut, nu-mi place să mă bag în scandaluri. E să-și caută nod în papură, mă, știi, fiind avut el chestiile alea cu televiziunea în trecut, forță rău de tot și a dat peste nas și a făcut și a înșenat aia. Ce-a bătut joc de ei cu aia. Bă, e foarte deștept. Bine, e și foarte trecut prin toate. Am fost noi, dacă ne apucăm. Păi face de la 11 ani asta, ești dacă ne apucăm bun. Acum să, nu știu, să ne desenăm semnături pe pereți, înțelegi? Cine știe cum devine asta un trend în 10 ani. Așa a făcut și el, înțelegi? A început YouTube acum cât 10 ani, nu știu cât zice. 9 ani. 9 ani, înțelegi? La 11 ani. Cine știa de YouTube atunci? YouTuber, cine știa de YouTube? Bar. Atunci, înțelegi? Adică și el a făcut totuși, nu cred că ieșea niciun ban, că era plătit YouTube-ul la vremea respectivă, înțelegi? Dar el a făcut chestia asta. Nu știu, dar mi se pare ciudat asta acum să... Dar vezi că am înțeles că el știe foarte maker să editeze, el știe foarte bine să... Are un curs acum de vlogger. Da? Da. Nu cred că ajută la nimic cursurile astea de vloggere. Bă, nu, el te învață tot ce, că nu știu, să-l cumpăr, eu chiar o să-l cumpăr, gen nu să promovez sau ceva. Nu vreau să spun de ce? Că gen, te învață cum să poți, gen mă, când să postești și să faci cum. Ceva. Eu cred că din perspectiva lui a făcut cursul ăsta. Dar din perspectiva ta, de exemplu, da, mă, autenticitatea, dar el te învață gen basics. Teorie. Bine, când să postezi, păi stai puțin. Și el îi spune să postezi la 12, eu poate mi se bine dacă postezi la 6. Corect, și asta, da, bineînțeles. Adică aici nu e ceva, YouTube-ul nu este ceva stas. E ceva care se schimbă mereu, un algoritm care se schimbă non-stop, înțelegi? Și care ajung chestii în trend sau în trending care nu te, la care nu te aștepți și vrei devin trenduri. Știi cum e asta cu Shelly? Ești maker ce vrea să facă, că e ceva educativ, nu e ceva prost, dar cum să spun, e ca dietele. Dacă mie merge să mănânc cartofi prăjiți, să slăbesc, asta nu înseamnă că îți merge și ție. Corect. Ce merge pe mine nu merge și pe tine. Corect. Nu? E ca și cu mai avea o dietă. Dacă da, poate sfaturile te ajută că dacă nu știi să începi, mă rog, pentru oamenii la vrei să spun ceva, eu cred că i-am dat singur cu capul peste prin toate, că... Da, pe așa trebuie. Să știi că mulți nu m-au ajutat, frate, zici că le luam pâinea de la gură. Mă, frate, stai așa că sunt nou pe platforma asta, nu... Tu dacă ești gamer și facem ceva la mine pe canal, nu ți-au pâinea de la gură, tu... Da, da, mulți au... Da. Mulți au ideea asta că le fur felia. Bă, dacă faceai tu lupte sau... Le și zici atunci? Le e frică de concurență, frate. Și concurența, din ce știu eu, din toate domeniile, ajută. Păi ajută concurența, că altfel poți să te menții să fii mai mult, să fii mai mult. Da. Dar trebuie, eu nu, de fapt, și ce am zis acum e greșit, pentru că nu trebuie să fii mai bun ca cineva, trebuie să fii mai bun ca tine fiecare zi, înțeles, să fii mai bun decât ai fost ieri. Bun, ce faci acum? Deci antrenezi? Antrenez, sunt anul 2 la facultate, la UNEFS. Așa? Și vlogging, atât. Nu, și vlogging, nimic altceva. Nimic altceva. Ai o iubită? Da. De cât timp sunteți? 4 luni de zile. 4 luni de zile. Luni, da. Nice. Să vă țină. Mulțumesc la fel. Planuri de viitor ai? Planuri de viitor vreau să-mi deschid cea mai tare sală din România. Ok, de materie de arte marțiale. Da. Gen, peste tot unde am fost eu în lume, am văzut tot felul de săli șmechere. Și gen, în fiecare sală mi-a plăcut, la mi-a plăcut săpunul, la mi-a plăcut apa, la mi-a plăcut, înțelegi? Și vreau să le pun pe toate ce am făcut eu, am în cap, am deja schiț, am deja tot. Mai trebuie vreo 400.000 de euro. Da. Da. Ce ușor a fost asta. Cum îi zice? Lasă că se rezolvă. Da. Ce așa, muncă. Bă, dacă îți dorești să-mi la picioarele și... Vrei să revii vreodată în circuit? Dacă mâine dă Bellator
contractul. Vreau să spun o chestie, dacă e urmăritor, nu mai trebuie să te bați bine. Da? De exemplu. Dacă mine îmi dă Bellator contractul, bă, uite, semnează așa că ne place de tine, că ești pe social media chestii, da. Da, așa, să mă mai iau de la zero, să da. Mă mai... Înainte de la o chestie, mie nu-mi dă bani nimeni, da? Da. Și eu, spre exemplu, trebuie să mă bat într-o lună, eu trebuie să mă antrenez non-stop, 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 ca să câștig, să nu mă vadă da. Restul. Eu nu mai am cum să mă antrenez persoanele care mi-aruc bani, nu mai am de da. Să filmez care mi-aruce popularitatea, care mi-aruc clienții să, fi, să fac bani, înțelegi? Și chestii de genul. Mamă, e o industrie totală și aici, mă, mâncați jurata. Bă, eu sunt... Bun. Ți-am zis. Deci asta e. Vrei să deschizi sala ta? Vrei să termin facultatea? Vreau să deschid o cafenea în interiorul sării. Ah, nice. Îmi place foarte mult cafeaua. Ok. Vreau să... să-ți fac o cafea, mă? Am crezut că nu bei. Am băut acum. Ah. Eu până să vin la tine, n-aveam bateria telefonului. M-am oprit aici la Lucoil, am băut o cafea că se cărca telefonul să mai am puțin spațiu. Nice. Ok. Înțelegi? Bun. Și... Asta va vrea. Bine, să am o familie, să, dar până în 25 de ani, credem că aș vrea deja să am, am luat mașina. Acum vreau să-mi cumpăr o garsonieră sau un apartament. Al tău? Al meu. După care să deschid un business și cel mai mare business pe care aș vrea să-l am până în 30 de ani este sala de 400.000 de euro. Să ajută Dumnezeu. Mersi la fel, bro. Asta aș vrea și gândește-te că la modul în care cunosc am pe toată lumea din România, adică ți-am da, mă, persoane mai cunoscute. Știi că ți-am zis cum era mesaj cineva atunci, știi? Adică, bă, da. Pe toată lumea, pe toată lumea cunosc. Sau aș putea să ajung. Eu cred că impactul pe care l-ar avea sala respectivă să vadă toți oamenii ăștia în ea. Auzi, mă, nu. Ai vrea să te împaci cu taică tu vreodată? Nu. Nu? Nu. Iremediabil. Nu, iremediabil. Pentru că... Cum să spun, atâta timp cât tu ai 50 de ani și spui, să spun eu că eu cu sora mea eram cei mai proști copii, da? Nu proști intelectual, proști, da. Gen crescuți cu, cum îi spune, drogangii, jucători la aparat, te spărgeam banii pe tot felul de, pe cluburi, pe tot felul de chestii. Și tu la 50 de ani să spui că ai doar 2 copii? Da, urât. Băi, eu știu că când ai un copil scuze de expresie, dar te bați sub rahat și îl scoți, înțelegi? Corect. Dacă e nenorocit. Eu știu familii, frate, milionari care au copii care sunt morți de drogați, înțelegi? Și toți le țin par de și le țin, le dau bale, înțelegi? Și eu care poate n-am îngrijit cum să nu nimic, adică îmi găștig pâine. Aia se întâmplă, știi? Bă. Și asta zic. Am postat pe Insta Story să vedem ce întrebări au oamenii pentru tine și acum o să le pun. Dar vreau să te limitezi cumva gen răspunsul să putem să luăm scurt. Cât mai multe. Știi, scurt. Așa, pe obiect. Dacă vrei și... să dezvolți puțin, poți să dezvolți. Da. Ca să putem să luăm cât mai multe. Și în vlog spune și întrebările de la voi, știi, sunt undeva de la minutul X la minutul X. A, să gen... pun pe podcast. Pe podcast, înțelegi? A, ok, la început. Da. Pe oricum lumea știe că eu la final pun întrebări. A, da? Da. A, gen, asta fac, gen știe toată lumea. Bun, hai să vedem. La unii, na, nu mai citesc numele, o să le pun direct întrebările. Cum te simți când dai un knockout? Da. Când dau un knockout? Surprins, frate. Te simți surprins? Sunt surprins. Andrei OCB zice, ai vrea să ții de porc? Ce? L-am băgat de ceață. Știți, am, îl știi pe Fonfi, da? Da. Cum să nu mă știi cum metre? Mă. Eu pe fiecare seară am un așa, mă apuc o nebunie și îmi tai porcul. E de porc, omule! Dar stăpânul cine e? Stăpânul e stresul. Stăpânul, nu stăpânul, stăpânul. Stăpânul? Da, s-a auto-intitulat el. E un bătrânele ăsta pe internet. Face și în internet. Ah, ok. Da. Face internet. Da, ce să facă. Deci ai vrea să ții de porc când îl tai? Așa, cea mai gravă rană pe care ai avut-o? Păi mi-a spart ambele arcade la antrenamente. Ok, pe Daniel Oficial, ăsta e Fonfi 2, de la câți ani face MMA? De la... Am început cu boxul în 2015 până în 2017, dar din 2017, 4 ani. Ok, ai crezut vreodată că vei ajunge unde ești? Nu. Niciodată. Dacă nu ai fi făcut sport de contact, ce alte sporturi ți-ar plăcea să faci? Fotbal. Am început în 9 ani, am jucat la West Ham. Ok. Am șanse dacă mă apuc de MMA la 21 de ani să ajung în UFC dacă o să muncesc mult? Da. Ok. Multe o să repet oricum să da. O să te ia și pe tine să te înveți MMA?
Tocmai ce zice seama mea. Da. Cu ce părere ai avut după după botea asta? Bă, e genial vlogul. Am un băiat de editează da? Acum șmecher de la ProTV. Și băiatul care mi-a editat înainte da. E șmecher, știi? Am zis, bă, lasă că nu m-am editat. Este bine vlogul? E ok? Stai, n-am dat. Mi-e frică să-l dau că râd de mă piși pe mine. Dar știi cum e? N-ai văzut ultimele vloguri, nu? Nu. Sunt niște edituri șmecherilor de tot. Și băiatul care le făcea înainte, le făcea șmecher, doar că am zis, bă, las că le fac singur și peste drum am dat de un băiat, altul. Mm-hmm. Ok. Bun. S-a gândit vreodată să facă un video cu tatăl său? Nu. Dacă a primit bătaie pe stradă vreodată? Nu. M-am bătut de foarte multe ori pe stradă. Da? Dar nu recomand, era mic. L-ai bătut rău pe Conanul în ring? Conacul în ring? Pe mine. Bă, m-am bătut rău de tot. Stai că te-am bătut de unde? Așa suntem! Așa ghiduși stai! A nebunit toată lumea, mă, cu ghiduși stai să mă bată mama. N-am văzut că e trend să-l ai pe ghiduși în vlog? Dar nu e trend să-l ai pe ghiduși în vlog, e trend să faci ca ghiduși. Așa! Ești nebun. Mă uitam ieri, deci eu fac, Colo face, Imogen și Lospa. Și omul Lospa a făcut. Și tu acum. Și foarte mult. Da? Da. Ești nebun. Bun. Hai să vedem. Cât câștiga în Londra? Eu? Da. Păi am câștigat cât eram cu tatăl meu, am făcut 800 maxim, când primul meci fără el, 3000 de euro. Ok. Ce părere ai de Ghiță? Îi trebuia lui politică? Nu. Ți-ai mirosit vreodată ciorapii după ce ai fugit mult? Da. Să mă artâng. Dar nu că pot să înjur, că eu înjur. Da, o, dar vede lumea că... Cum ți-ai început cariera de box? Nu știu. Următoarea ieșit. Ia uite, dacă ai muri, ai plânge? Te face Dumnezeu la bătaie. Dă seama, dar nu că trebuie să mă facă la bătaie, că mă rup pe ale vieții. E. Mă rup pe ale vieții. Mă jur, e bună rău asta. Următorul meci. Conacu. Ce? Cu tine. Ce să ne... Bă, nu mă bat cu tine. Mă, bă, tată, pe vlog. Pe vlog. Mamă, cum se face peruviana? O să vedeți în vlogul când apare cu mine. Aia zic. De unde atâta energie? Bă, știi care e chestia? Eu sunt gemeni, înțelegi? Ca să vorbim de zodii. Cred foarte mult în zodii de la un timp. Și cred că am două stări. Când sunt foarte serios, că de-aia zic, bă, contează și cine mă cunoaște. Că eu, de exemplu, dacă intru la tine în casă, ori simt un vibe frumos, un vibe nasol. Ok. Da? Ei, și asta vreau să zic, eu de multe ori depinde pe cine am și la filmări cu mine să mă simt bine. Da, da, da. Că dacă te-am pe tine, mamă, râde, mă piși pe mine, înțelegi? Dacă l-am pe X, nu râd la film. Da. Că, deci depinde de stare. Depinde de starea mea de spirit. Care a fost cel mai greu meci din cariera lui și cu cine? Cu Khabib. Cu Khabib? Am predestinat-o. Nu te văd bine. Hai mă, că a pus 20 de secunde. Așa. Zi-mă, cu cine a fost cel mai greu meci din cariera? Cu ăla de la Khabib de la sala. Cu ăla lui... Ok, am înțeles. Ce te-a ambiționat să faci sportul ăsta? Ca asta făcea la drum. La ce categorie UFC candidezi? La PSD. Asta am primit. Care a fost cel mai rapid K1, așa se zice? Knockout. Knockout, K1. Da. Cel mai rapid K1 din carieră. 18 secunde. Ok. Mihai Stoica 2003. Cum a început cariera lui și cum s-a simțit prima dată când și-a luat bătaie în ring? Nasol. Ce dracu, m-am simțit nasol rău de tot. Mă simțeam, mamă, uite, am pierdut cu fraierul ăsta. Cu fraierul ăsta? Păi, nu mi-a convenit. Cu toți oamenii cu care ai intrat în ring, ai avut impresia că poți să-i bați? Da. Cu toți? Da. Și cred că dacă aș face din nou meci, aș câștiga. Nu acum, că nu sunt pregătit. Ok. Da, gen... Când îl vezi pe Colacu MMA? Cine-i Colacu? Eu, mă. Ești Colacu? Colacu, Conacu, Coinacu, Copacu... Conanu, așa am zice toată lumea, toate numele mi-e să dau. Când mă vezi MMA? MMA e o structură, în 10 ani de zi ne băgăm. Ce l-a determinat pe Zmără să se apuce de MMA? Să știi că MMA-ul ăsta devine un trend acum, ușor, ușor. Da? Cred că în 2 ani de zile o să... S-apucă multă lume, vrei să zici. Să apucă multă lume, știi de ce? Că am dat trendul, tata.
Șarfaie! Bă, și fii atent. Care a fost întrebarea cam de viata? Ce te-a determinat să te apuci? Cum să spun? Păi mi-a plăcut mie ideea asta de cușcă, că te bați în cușcă, că n-ai pe unde să fugi, că astea. Ți-am zis eu, tu ești chitit să mă bată tata, dar ești chitit să mănânci de asta că ai văzut cum a fost la vlog, a fost lejer. Da, da, nu prea lejer, că eram jos, ziceam, nu mai pot. Hai încă două minute, încă două minute, încă două minute, nu mai pot, încă două minute, bă, mă lași. Eram, hai încă două minute, ce faci, bă, nu mai pot. Bun, ce părere ai de Fonfi? Bă, șmechel de tot, eu vreau să ceva, eu nu am timp să mă uit în fiecare seară la live-urile tăi, că mai are și om o viață, dar când mă uit, bă, râd de rău de tot, gen mai, când mă simt așa, mai trist așa. Vrei să te bați cu mine? Nu, Ona. Bă, dar vom fi l-ai făcut când ai fost la mine? Cred că da, nu știu, nu cred. Nu? Nu. Vrei să te bați cu mine? Ui. Să-mi dau în barbă. Mamă, bă, mă, ești ser, mă. Demonetizat. Mamă, s-a bătut singur. Ce e aici pe mână? Ăștia trei. Nu știu. Dar și pula mea s-asta. Lovitor. Ăștia trei? Da. Sunt trei dansatori. Ah. Vezi că sunt faț, capul, mâinile și cumva... Da. Mi-a zis cineva că l-am scris după cutia de... Cereal? Da, de gen de alea chinezești. Așa, să vedem dacă mai aveam o întrebare, stai un pic. Ați avut vreodată momente când nu aveați nici măcar 20 de lei și nu știați ce să faceți, vă pup? Da. Câte au fost? Mamă, în cava și gura voastră, dacă nu, băiatule, bă, soam. Și ce făceam eu, mă? Rămâneam fără țigări, nu mă duceam să cumpăr țigări la bucată sau să cer. Dar asta e puțin, că tu dai acum un caz prin care tu îți făceți o facilitate și un moft? Mm. 20 de lei probabil se referă că n-ai știi să mănânci. Hai că ai zis bine și tu. Da, o facilitate și un moft. Corect, mă, dar n-aveai bani. Ăla era un moment în care n-aveai bani. Păi da, am avut țigări, bani de mâncare, că înseamnă că ai bani. Bă, bani de mâncare, nu-ți dai seama. Adică tu dai țigările pe mâncare? Păi da, dar am avut părinți, mă, care m-au avut, gen bunica mea, mama, au putut să-mi dea, știi, să pună de mâncare. N-a fost niciodată problemă. Nu știu, cred că ai avut problema să mor de foame vreodată. Ai avut problema asta? Să n-ai ce să mănânci? Da. Ce mă cheamă să mă rândesc? Băi, ești... Știi cum mi se pare că ești tu? Ești ca un nou Kinder care are așa un ambalaj ăsta de-l știe toată lumea frumos, o idee foarte bună toată lumea despre tine, dar nimeni nu știe că tu ce e înăuntru tău, știi? Da, deși chiar dacă tu acum începi să le zici oamenilor... Vreau să ceva că nu cred că a interesat pe nimeni, mă interesează doar pe mine. Da? Băi, doar ce ar fi nu să intereseze, doar să inspiră. Uhum. Oamenii. Știi? Tu ai o sală a ta și pentru oameni normali, să vină oameni la tine sau doar pentru public select? Pentru toată lumea. Ok. Și îți dorești să mai vină oameni la tine la sală? Adică ai nevoie? Mă, știi care chestie? Să spun o chestie. Eu acum un an de zile, bine, nu eram pe YouTube, nu eram cu amploarea asta, dar aveam niște clienți. Bă, și mă plângeam, mamă, cât ți-am. Da. Nu mi-a mai venit. Mi-a venit ulterior, dar da. Gen, a fost perioada în care n-au mai avut nici bani să vină și chestii. Și automat având ei bani, nici eu. Da, corect. Și de atunci am zis, bă, poate să-mi vină să am private 24 din 24, că eu nu mă mai plâng în viața mea. Mă duc acolo, uite, de exemplu, eu am private luni de la 7 dimineața până la 3 după amiază. Mamă! Eu sunt fur pe private, înțelegi? Dar eu mă accept să vină, frate, să vină mulți, că cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Unde te pot contacta oamenii dacă au nevoie să vorbească cu tine? La tine. La mine? Unde? Ce? Bă, nu! Pe pagina mea de Instagram. Nu vreau, că mă transform în încasator și încasatorul nu primește doar mesaje. Ne, și mă, bani. Și pumni. Nu că la bani. Lasă-mi banii, că nu la bani. Mă, ți-am zis, eu m-am speriat în acolo la cușcă când am fost cu tine. O să da, apară clipul. Fii atent, fii atent. Dați mără pe canal. O să mai facem una. În vară am o idee. Ori facem, ori un test de ăsta de armată, amândoi. Nu știu nici eu ce era. Dar știu că ești vechi. Ori am niște mânuși de la mari, așa, să ne batem cu el. Băi, ești... E una cu tine. Păi și cum te bați cu alea? Știi cu cine am filmat? Cu Poru. Am făcut un vlog. Da? Da, o să postez săptămânile astea. Ok, ok. M-am bătut cu așa mânușiri. Una e atâta. Cățe. Și ai două și te bați așa cu el. Nu poți să stai în gardă cu el, că sunt mare de tot. Dar nu poți să le ții, dacă le ții așa te duci. Nu poți să le ții așa. Băi, mi-a plăcut mult podcastul cu tine. Au trecut aproape 2 ore.
Eu ți-am zis că nu te cred. Zic eu, două ore fără puțin. Ți-am zis, în continuare, cred că ești neînțeles. Îmi place și îmi place la tine că ai, ai explozia aia și ai drive-ul ăla ca tu să demonstrezi că ești cine ești, că nu te leagă nimic de lume. Vrei să spun o chestie? Nu fac asta ca să arăt și nici nu vreau să demonstrez. Nu, ci că-ți dorești tu. Că vreau, tine, eu pentru mine, pentru de mine. De o carieră vreau... pentru tine, îmi place că ești tu. Și ce să zic? Fii și tu mai înțelegător, mai, nu știu, să nu... Te afectează hate-ul? Nu. Nu? Nu, m-a afectat înainte, dar nu mai afectează. M-a crezut că nu mai am zis, mă uit comentarii, mă uit așa, dar primele două, trei ore, după aia gata. Mhm. Atât. Deci nu te afectează? Nu, frate, nu, pentru ce? Păi, ce te-ar face acum să sară standard, la momentul ăsta, gen, nu acum la podcast aici, ce te-ar face să-ți pierzi mințile? Total, să nu mai ții cont de nicio etică, nimic, să-ți vină să mănânci un om. Să nu mă respecte. Și nu cred că mă doar am. Gândeam acum să spargă mașina, să-ți dea cu buldozerul mașina, să pățească, ferească Dumnezeu mama sau sora ta, ceva. Dar aia nu e genul ăsta de enervezi, cum te enervezi așa să bați pe cineva, că doamne, poți zice nici nu. Ceva. Dacă îi face cineva ceva lui mama, pe asta zic. Bine, frate, familie e... Familia și mașina? Mașina de azi dimineață. Ce mașină ai? Golf 6. Ce an? 2010. A, cât e? Ce? Bani. 7000. Automată am luat. Au. Automată. Și ce, că e doar 130.000. Ai prins-o bine? De unde? De la un parc auto. Din România? Da, știi că băieții de acolo vin la mine private. Ma. Adică îmi bagă bani înapoi în buzunar. Am înțeles. Până la toată mașina, până scos toată mașina. Băi, mersi mult că ai venit la podcast, chiar m-am simțit bine. Unde te pot găsi oamenii dacă vor să dea de tine? Pe Instagram. La? Smărămâmâa. Smărămâmâa, canalul de YouTube în descriere acolo. TikTok ai? Da, am și TikTok. Vezi că am 60.000 pe TikTok. Cât? 60.000. Bine, și ce postezi? Story-uri de pe Instagram. A. Nu, la fel ca mine, dacă îți arăt eu ce postez eu pe TikTok. Da? Câte like-uri ai? Bun, nu știu. La ce? La clipuri? La astea? Da. La tot, per total acolo. Cam aproape de 1.000.000. 895.000. Bun, am 1.3. 1.3 milioane? Da. Nice, iau ce postez eu. Ți-l arăt după ca să nu ne luăm copiile de la asta. Bun. Link-urile noastre în descriere, acolo apar și pe ecran aici Instagramele noastre. Nu uitați pe, ai zis, undeva la 5-6, cam așa, nu? La început de aprilie postează, eu am filmat cu Smără un clip de MMA, cum postează la el pe canal. M-am învățat să fac peruviana, o să apar acolo la el pe canal. Trebuie să dați acolo un subscribe, un ochișor, bam, bam, pe Instagram la Smără MMA, Jegosul Suprem pe Instagram. Restul de link-uri în descriere, lăsați-ne și o părere despre acest podcast în comentarii. Salut la toată lumea acolo de pe premieră, că sunteți pe premieră, vă salutăm. Și nu uitați, like și follow pe Instagram la amândoi. Vă pupă, fratele, el a fost Mără. Vă pupă. Ciao.